Bună ziua și bine v-am găsit. Săruna, bine ați venit. Bine ați venit la Muzeul Brăilei, în sediul secției de istorie și arheologie. Și vă invit să începem turul nostru cu secția arheologie și cu perioada cea mai veche din istoria Brăilei. Poftiți, vă rog. Sunt șeful secției arheologie, mă numesc Stănică Pandrea, sunt arheolog de peste 38 de ani și începând cu această sală o să vă prezint o istorie a câmpiei Brăilei prin intermediul pieselor. Marea problemă a unui muzeu de arheologie este că oamenilor le e greu să înțeleagă, să-i vadă pe ceilalți oameni în spatele pieselor. Și pentru noi arheologi uneori e greu să înțelegem că nu piesele sunt cele care contează, ci oamenii. Și asta e marea greutate și a unui activității unui arheolog, dar și a unui muzeu cu specific arheologic, să poată să dovedească sau să poată să aducă informații despre oameni prin intermediul obiectelor lucrate de oameni. Secția Arheologie a Muzeului Brăilei este găzduită de această clădire monument istoric. Ea datează de la mijlocul secolului XIX, se chema Hotel Francez, apoi a fost restaurat. Forma de astăzi e de la sfârșitul secolului XIX, 1880-1883. Ultima restaurare s-a terminat în anul 2002, pentru că această clădire a suferit puternic la cutremurile din 1977 și 1990 și apoi a fost restaurată, reamenajată și acum găzduiește colecția permanentă, expoziția permanentă a colecției de arheologie și istorie veche, istorie medie, istorie modernă și contemporană. Înainte de a începe să vizităm, să vedem și obiectele, vă prezint vitrinele, trebuie să vă spun că această colecție este organizată pe situri. Adică colecția de arheologie a Muzeului Brăilei nu este structurată ca o carte de istorie, de la începuturile vieții umane până în contemporaneitate, ci fiind o colecție dedicată descoperirilor arheologice, sunt prezente cele mai importante descoperiri din siturile identificate pe teritoriul câmpiei Brăilei. Ceea ce vreau să vă spun e că aceste situri, sau siturile, vechile situri din preistorie și din antichitate, se află pe cursul râurilor, pe cursul apelor. Cea mai bogată vale de râu în cercetări și în descoperiri arheologice, deși pare ciudat, este Valea Călmățuiului. Călmățuiul astăzi este un râu, e un pârâu care are dimensiunea unui firicel, în schimb, valea lui e foarte largă, are aproape 7 km. Ceea ce înseamnă că pe valea râului Călmățui, altădată, a curs un râu mai puternic. Geologii spun că pe actuala valea Călmățui, și puteți să vedeți valea Călmățuiului, uitați-vă, e reprezentată pe acel panou, valea Călmățuiului e de fapt un fost curs al Buzăului, așa spun geologii, așa spun geografii. Avem și informație istorică, Herodot zice că Buzăul se vărsa în Dunăre. Unde? La Linu Castru, adică la Hârșova, castrul lânii. Foarte interesant, descoperirile arheologice de pe Valea Călmățuiului arată că acest coridor era de fapt cea mai scurtă legătură între subcarpații de Curbură și cursul Dunării. Alte descoperiri interesante sunt evident în jurul Brăilei, în jurul orașului Brăila, dar aici e o altă poveste, pentru că Brăila domină, o să ajungem la situl dedicat de Brăile și situl arheologic Brăilița, domină confluența mari cursuri de ape, Siret, Prut, cele două cursuri ale Dunării, dar asta e, o să ajungem acolo. Principalele situri arheologice de pe teritoriul câmpiei Brăilei sunt la Lișcoteanca, la Grădiștea și la Brăilița. Brăilița, când o să ajungem la descoperirea arheologică de pe teritoriul municipiului Brăila, o să vorbim despre situl arheologic Brăilița. Din punct de vedere al evoluției culturale,
cele mai vechi urme umane de pe teritoriul Câmpiei Brăilei se datează în jur de anul 4700 înainte de Hristos. Ele aparțin unei culturi arheologice răspândite în toată jumătatea estică a peninsulei balcanice, se cheamă cultura Boian, se caracterizează prin ceramică excizată și puteți să vedeți în această vitrină această ceramică, aceste vase din lut, decorate cu motive care au fost săpate, excizate și care erau și umplute fie cu pastă albă, fie cu pastă roșie. Aceste metodă de decorare a vaselor se întâlnește în câteva culturi arheologice răspândite în toată jumătatea estică a peninsulei balcanice, în sudul Dunării și chiar și în sudul Balcanilor, chiar și în nordul Greciei. E un mare, toate aceste manifestări culturale fac parte dintr-un mare complex cultural care se cheamă, arheologic, care se cheamă Marița, Boian, Caranovo, Marița, Caranovo 4, Caranovo 5, Boian. Foarte interesant, Boian. Descoperirile, primele descoperiri ale acestei categorii ceramice, acestei culturi, sunt în lacul Boian, pe teritoriul județului Călăraș de astăzi, fostul lac Boian, pe o insulă, grădiștea Ulmilor. Foarte interesant, în aceeași perioadă, în Bulgaria, în sudul Dunării, s-au descoperit fragmente ceramice asemănătoare într-o mare așezare, Polianița. De aceea, în istoria, în cărțile de istorie se vorbește despre cultura Boian-Polianița. Această cultură este înrudită și cu o mare cultură din Moldova, cultura precucutencea, care precede cultura cu ceramică pictată, cultura cucuteni. Înainte de a merge să vedem câteva piese, aș dori să vorbim și despre tipurile de așezări. Apoi, ca să putem înțelege categoriile de obiecte din vitrine, încercăm să discutăm și despre așezări. Și în aceste două panouri, pe aceste două panouri, puteți vedea reprezentarea, să zicem, topografică a marelui sit de la siturilor arheologice de la Lișcoteanca. În jurul unui fost lac, unei foste bălți, puteți vedea diferitele brațe ale Călmățuiului, în care delimita o baltă, în jurul acestei bălți, fie pe pinten de terasă care înainta în baltă, fie pe movile, pe pinten, mă rog, pe martori de eroziune sau popine din mijlocul bălții, s-au așezat oamenii. Era un mediu geografic cu totul special, erau practic, aveam de-a face practic cu un peisaj în mozaic, cu un biotop în mozaic, în care se întâlnesc stepa câmpiei cu zona umedă din lunca inundabilă, cu peisaj de baltă care alternează cu peisaj de stepă și cu peisaj de silvostepă, unde găsim și animale sălbatice și animale domestice, toate, unde există și pește, unde există și păsări. Și foarte interesant, puteți să vedeți, aceste așezări au forma unor movile. Aceste așezări de tip sub forma unor movile, dar forma sau aspectul de movilă se datorează locuirilor succesive, niveluri succesive de locuire care au dus la înălțarea. Acest tip de așezare se cheamă așezare de tip tel. Iar așezările de tip tel se găsesc în toată preistoria Orientului apropiat, Anatolia, Grecia, Bulgaria, România, chiar și pe Valea Dunării, în Ungaria de astăzi. Așezarea de tip tel este specifică civilizației vechii Europe. Așa se explică de ce în aceste așezări de tip tel descoperirile sunt bogate, intense. Multe dintre ele erau fortificate, adică erau delimitate cu șanț, poate și cu palisadă, și asta înseamnă că erau așezări deosebite, așezări
în care locuia o elită, care strângeau bunuri, controla comerțul pe spații largi și așa se și explică bogăția din aceste teruri. La Liscoteanca, să ne întoarcem la Liscoteanca, avem descoperiri din perioada culturii culturii Boian, datare 4700-4500 înainte de Hristos. Am vorbit despre ceramica excizată. Putem vedea și unelte din piatră cioplită, șlefuită. Atrag atenția asupra faptului că în Câmpia Brăilei nu avem surse de piatră, ceea ce înseamnă că toate aceste obiecte vin în urma unor schimburi. Și e firesc să fie schimburi. Foarte probabil populația de aici oferea hrană în locul... Nu era chiar troc, era mai mult decât troc, era chiar schimb în adevăratul sens al cuvântului. Și foarte interesant, ne întoarcem la harta cu Valea Călmățuiului și puteți să vedeți această suită de așezări de tip tel de pe Valea Călmățuiului și care se opresc la Hârșova. Ori la Hârșova este unul dintre cele mai mari teluri neolitice de pe teritoriul Europei. Este telul de la Hârșova, unde s-au făcut recent cercetări arheologice de mare amploare și foarte serioase de către Muzeul Național de Istorie a României și arheologi francezi de la INRAP. Da, un colectiv condus de regretatul Mirel Popovici. Acum, locuirea de la Liscoteanca continuă și în a doua jumătate a mileniului 5 și cultura boian, pe baza culturii boian se dezvoltă altă cultură, o altă civilizație cu totul și cu totul specială, una dintre primele civilizații cu ceramică pictată, cultura Gumelnița, care de asemenea este un mare complex cultural ce se întinde în toată jumătatea estică a peninsulei balcanice, cunoscut sub numele de complexul cultural Gumelnița, Cogea Dermen, Caranovo 6. Caranovo este un mare tel din Bulgaria și vă dau că ați auzit că am vorbit despre Caranovo 4, Caranovo 5, Caranovo 6. Sunt 7 niveluri la Caranovo, fiecare reprezentând un alt moment cultural și cronologic totodată. Foarte interesante, acestea sunt uneltele descoperite în siturile gumelnițene din jurul bălții Liscoteanca. Obiecte din os, din corn, ceea ce înseamnă că erau folosite materialele aflate la îndemână oamenilor, foarte multe topoare din piatră șlefuită, putem vedea și o activitate de refolosire, reutilizarea unui topor care a fost s-a spart, puteți vedea încercarea de a... Și lucru foarte interesant, aceste lame de silex foarte mari, ele sunt specifice nord-estului Bulgariei și sud-estului României, ele provin din podișul Ludogorie, adică imediat în sudul Dunării, în nord-estul Bulgariei. De astăzi, acest silex este specific aceste zone și care se găsește și pe malul drept și pe malul stâng al Dunării. Erau unelte. Da, puteți, sunt cuțite, sunt adevărate lame de cuțite. De foarte mari dimensiuni. E nevoie de un silex cu totul și cu totul deosebit atunci când îl lovește să se desprindă lamele lungi. Altfel sunt, puteți vedea, sunt desprinderea pe lame mai mici. Acestea sunt vârfuri, harpoane, ceramica despre care v-am povestit. Putem vedea ceramică pictată, pictură cu alb pe fond roșu, fie lustruit, fie cu angobă, angoba fiind un fel de vopsea care se așează pe vas și apoi peste vas se pictează. Și în această vitrină putem să vedem și câteva obiecte care ne dau informații despre viața spirituală a populațiilor neolitice din perioada culturii Gumelnița. Se pot vedea în vitrină, sunt expuse două obiecte din cupru,
un topor și o dăltiță, sunt din cupru, nu sunt turnate, sunt bătute, adică e cupru care a fost bătut. Un obiect provine din material, analiza pe minereului arată că un obiect provine din zona Caucazului, iar celălalt provine din sudul Dunării, din Bulgaria de astăzi, ceea ce înseamnă că sunt diferite surse de cupru, iar aici acest obiect a ajuns în urma comerțului. Nu sunt unelte, sunt bunuri cu valoare simbolică. Adică cei care dețineau cupru aveau un anumit statut social și atunci deținerea metalul, cuprul, multă vreme, ca și argintul și aurul, au și o valoare intrinsecă, nu mai valoare de întrebuințare, pentru că își păstrează culoarea, aspectul, și atunci obiectele din cupru au valoare intrinsecă și sunt și bunuri cu valoare simbolică. Până când cuprul în epoca bronzului a început să fie folosit și la armament, și la unelte. Foarte interesant e și această placă decorativă, care e o imagine a lumii, e o mandala. Rombul reprezintă trecerea dintre pătrat și cerc, este rombul. Și sunt, dacă ne uităm cu mai mare atenție, putem vedea cele patru colțuri, semicercurile, sunt de fapt fazele lunii. E un fel de calendar, o imagine a ceea ce se, da? Mărgele din lut, acea imagine de broască țestoasă este de fapt un opaiț, un obiect de iluminat. E gol pe interior și are formă de broască țestoasă în interiorul acelui colier. Sunt și aceste două buzdugane sau măciuci. Două buzdugane, ele sunt de fapt, sunt sceptre, sunt simboluri ale puterii. Bun, și acele pandantive din colț de mistreț, care la rândul colții de mistreț sunt un simbol al masculinității, și de aceea le purtau. Tot la Lișcoteanca, foarte interesant, la Lișcoteanca sunt și, de fapt, pe Valea Călmățuiului și în jurul chiar și pe unul din telurile de la Lișcoteanca, s-au descoperit și obiecte din epoca bronzului. De ce? Și vase, dar și obiecte, topoare și unelte. Foarte interesant, pentru că Valea Călmățuiului a fost un culoar de trecere. Un culoar de trecere și în preistorie, adică și în epoca pietrei, și în epoca metalelor, și în epoca bronzului, și mai târziu în Antichitatea târzie, pentru că morminte de călăreți se găsesc pe Valea Călmățuiului, chiar și la începutul Evului Mediu, după anul 1000, sunt morminte de peceneci și cumani. De aceea Valea Călmățuiului face această trecere, această legătură între Dobrogea, linia Dobrogea, linia Dunării și sud-estul Carpații de Curbură și de aici mai departe pe Valea Buzăului, intrând direct în interiorul Arcului Carpatic, în depresiunea Covasna. Tot în această sală, un alt mare sit pe care l-au cercetat arheologii Muzeului Brăilei este situl de la Grădiștea, care se află pe râul Buzău, pe malul râului Buzău, într-un mare meandru al râului Buzău, undeva între localitățile de astăzi Grădiștea și Suțești, Suțești, denumirile diferă în funcție de educația și cunoștințele oamenilor, este o așezare de tip Dava. Ea se datează între 200-250 înainte de Hristos și primii ani ai începutului erei noastre, sfârșitul, mă rog, să vorbim așa, un intervalul minus 10, adică 10 înainte de Hristos, 10 după Hristos. Nu este o așezare fortificată, este tot pe o martor de eroziune, pe o popină. E o așezare cu un important centru comercial și meșteșugăresc. Lucru foarte interesant, nu avem bunuri de valoare,
Nu am descoperit bunul de valoare. Ceea ce s-a găsit în cercetările, în timpul cercetărilor, sunt bunuri cu valoare casnică. Trebuie să remarc că cercetările de la Grădiște au fost efectuate de domnul Valeriu Sârbu, arheolog la Muzeul Brăilei. Acum e pensionar, lucrează în cadrul Institutului de Arheologie din București. Puteți vedea bunuri folosite în gospodărie, cuie, pintadere, fusaiolele. Ce sunt fusaiolele? Sunt aceste greutăți, ele erau introduse, în ele se introducea un băț. Și acela era contra greutatea fusului, folosit la tors. Să-l poată să-l țină, să aibă ca un titirez. Iar acele obiecte din lut pe care le vedeți erau netezitoare și erau folosite la netezirea vaselor. Cele înalte. Cele pe care atunci când vasele erau făcute fie cu roata, fie cu mâna. Iar procesul tehnologic al obținerii vasului din lut e să crezi colăcei sau din lut, să-l pui unul peste altul și să le presezi și să dai să ridici vasul. Iar acele obiecte foloseau la netezirea și la finisarea pereților vasului. Cute de ascuțit, mânere, pentru în aceste mânere erau introduse obiecte din metal. Nu sunt obiecte din metal, foarte puține s-au descoperit, o să vă spun și de ce. Ceramică tipică getică. Acestea sunt fructierele getice, vasele, renumitele fructiere getice, o amforă elenistică, o amforă grecească, iată și imitații după boluri grecești, imitații getice după boluri grecești, bolurile de liene. În multe din siturile getice de pe malul Dunării avem aceste imitații de boluri grecești. Evident, amfora e un import. Bolurile sunt create local, dar după modele getice. Ceramică lucrată cu mâna. Puteți vedea, aceasta este olăria getică, tipică olăriei getice, vase de tip borcan, cu castroane, fructiere, căni și renumitele cățui getice. Le vedeți că au urme de ardere, ceea ce înseamnă că erau folosite pe post de opaiță. Aici sunt iarăși o amforă elenistică, are ștampilă din insula, arată că ea provine din insula Rodos. Aici sunt figurine antropomorfe și obiecte utilizate în cadrul unor ritualuri magice. E momentul să spunem că, de fapt, între magie și religie, ca și astăzi, nu existau, nici în Antichitate nu existau. De aceea este incorect să vorbim despre ritualuri magico-religioase. Ce e magie, nu e religie. Și asta se întâmplă din preistorie și până astăzi. Religia presupune temple, un cult, cu preoțime, cu oameni dedicați cultului, iar magia e opusă și conceptual, nu numai ca ritual religiei. Ori aceste obiecte apar într-o așezare din perioada de maxim înflorire a civilizației getice și dacice, când știm foarte bine exista preoție, preoțime, existau temple, existau cetăți. Lucru foarte interesant pe care trebuie să-l spun. Dar asta arată că și atunci ca și acum existau și culte religioase, dar existau și practici magice, că oamenii mai apelează și la vrăjitoare. Acestea sunt obiecte care
par foarte interesante. Acestea sunt podoabe. Câteva monede, câteva podoabe, vedeți, sunt fragmentare, ele au fost găsite în gropi. Ceea ce obiectele din metal și uneltele, dar și podoabele, sunt resturi. Sunt și obiecte de import, iată, cu boluri elenistice, care vin din Pergam, iată, din zona egeană. Explicația pentru lipsa obiectelor valoroase din acest sit. Atât de multe vase, atât de multe unelte, dar din piatră și din os și nu din metal. Explicația este simplă. Foarte probabil această davă și-a încetat existența în urma invaziei romane, la sfârșitul erei noastre, începutul, sfârșitul, spre sfârșitul, înainte, mă rog, la cumpăna dintre cele două ere, Imperiul Roman, în vremea împăratului Augustus, vrând să protejeze provincia nou întemeiată, Dobrogea, din Dobrogea, face incursiuni în stânga Dunării ca să elibereze cursul Dunării de populația getică. Și în acest moment dispar foarte multe localități de pe malul stâng al Dunării, din județele Brăila, Călăraș, Giurgiu, pur și simplu ele dispar. Și atunci populația este obligată să se retragă în alte zone. Romanii practic golesc malul stâng al Dunării și populația pleacă. În grabă își ia obiectele de valoare și lasă numai cele care fie erau sparte, fie erau aruncate, fie nu le foloseau în momentul respectiv. E firesc, de aceea putem vorbi de un moment fix când dava de la Grădiștea dispare. De ce este importantă dava de la Grădiștea? Pentru că e din punct de vedere comercial, este un punct de desfacere. Obiectele grecești, atât importuri cât și imitațiile după vasele grecești, arată că aici se făcea comerț și dava de la Grădiște era un punct unde se desfăceau mărfurile grecești și mărfurile lucrate, fie local, fie venite din alte. Era un fel de târg, să-i spunem. Era un târg. Lucru care este atestat și de faptul că toate cercetările de pe Popina, de la Movila Crestată de la Grădiște, arată că în mijlocul Popinei era un spațiu liber. Nu sunt locuințe și nici alte amenajări specifice activităților gospodărești, ateliere sau... Toate sunt pe marginile Popinei. Mijlocul era lăsat liber. Probabil un spațiu, fie spațiu de întrunire, fie, evident, piață. În această vitrină sunt expuse câteva obiecte cu totul și cu totul deosebite. Mă atrag atenția că aceste obiecte din această vitrină sunt clasate și în categoria Tezaur Cultural Național. Descoperirile sunt fortuite. Sunt foarte aproape de Brăila, pe cursul Siretului, la Găvani. Provin dintr-o movilă. Movila aceasta a dispărut pentru că în anii 70 ai secolului trecut, când s-au făcut îmbunătățirile funciare, săpăturile pentru un canal de irigații au distrus o movilă. În movilă s-au găsit aceste obiecte. Ele sunt foarte interesante. Coiful este un coif de luptă din bronz, nu e un coif de paradă, e un coif de luptă. Un coif de luptă este tipic. Coif de luptă tipic zonei ateniene, în zona Aticei, un coif atic, și el a fost folosit de armata lui Alexandru Macedon în timpul campaniilor sale din Orient. Reprezentările cu armate, cu soldații macedoneni, arată că unii dintre ei purtau acest tip de coif. Coif de luptă. Pandantive sunt din argint. Pandantivele sunt din argint. Probabil că erau aplici, de fapt, nu pandantive, m-am exprimat greșit, sunt aplici. Erau obiecte din argint care erau prinse de haina celui care purta acest coif, mărgele din sticlă, foarte interesant, puteți vedea acele reprezentări de ochi, sunt ochii apotropaici, cei care apără purtătorul de
diferitele duhuri și pandantive din os, clopoței, brățară. Foarte interesant sunt aceste piese de harnașament. Psalii și zăbale. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șase psalii, șase zăbale, sau că erau șase cai. Practic, avem de-a face cu un conducător local, un prinț Jet, contemporan cu Alexandru Macedon, foarte probabil participant la războaiele, campaniei lui Alexandru Macedon sau ale regilor, urmașilor săi în Orient și în peninsula balcanică. Puterea lui este explicabilă. Cai, îngropat cu cai. Aceste obiecte sunt ceea ce, ce s-a mai putut recupera. Păi este simplu, oamenii când au săpat au găsit obiectele, au început să și le împartă, când au ajuns la coif s-au certat. Așa a aflat miliția, miliția anunța muzeul și acestea sunt obiectele care au mai putut fi recuperate de arheologii muzeului în anii 70 ai secolului trecut. Trebuie să spun că înaintașii noștri au făcut cercetări în zonă, dar n-au mai apucat să găsească mare lucru. Descoperirile de la Găvani arată că în această zonă, spre sfârșitul, în a doua jumătate a secolului IV înainte de Hristos, el se datează grosomodo între 350-300 înainte de Hristos, este și perioada, începutul epocii elenistice. Aici avem de-a face cu un prinț Jet, cu un aristocrat Jet, un potentat local, care foarte probabil se afla în sfera de influență politică a regatului, unuia dintre regatele macedonene din zonă. Mergem mai departe. Poftiți! În această sală avem expuse obiecte din diferite situri, nu atât de ample ca cel de la Lișcoteanca și de la Grădiștea, și sunt și de pe Valea Călmățuiului, și de pe Valea Dunării, și de pe Valea Siretului. O să începem cu două situri de pe Valea Călmățuiului, e vorba de Însurăței și Scărlătești, două popine, două movile în lunca Călmățuiului, cu civilizație gumelniță, iată, Scărlătești, Lișcoteanca, Însurăței, această salbă de așezări de tip tel de pe Valea Călmățuiului. Această popină, vedeți că se poate vedea pe acel panou, e cumva separată de o viroagă, ăla e un șanț. La Însurăței, timp de 20 de ani, eu însumi am făcut cercetări arheologice și acea viroagă este de fapt un șanț săpat de oameni, de mâna omului, foarte larg, foarte adânc, și cele două părți ale popinei aveau, una era locuită, în altă parte era un loc de adunare. N-am săpat mare lucru din toată suprafața asta pe care o vedeți, am săpat maxim 2%. Timp de 20 de ani. Da, lucruri, obiecte interesante, obiecte din metal, vase pictate, obiecte din silex, lucruri deosebite. Ele sunt specifice civilizației Gumelnița de pe Valea Călmățuiului. Aici foarte interesant e, sunt obiecte descoperite în partea de sud a Brăilei. În momentul în care o să plecați, mergeți către Slobozia, către Călăraș, în partea sudică, chiar, mai chiar la ieșirea din Brăila, se ridică acum ruinele fostului combinat de la Chiscani. Când în anii 50 ai secolului, 50-60 ai secolului trecut s-au ridicat cele două combinate de pe chimice de la Chiscani, cel de celuloză și cel de fibre artificiale, atenție, acum aceste combinate nu mai există, se văd doar ruinele
fostelor întreprinderi socialiste, când s-au ridicat aceste construcții, s-a distrus un tumul. Și săpăturile din tumul, dar și săpăturile din jurul tumului au scos la lumină, au arătat că în acea zonă era un cimitir scitic. Un cimitir aparținând populației scitice, populației iraniană, care a ajuns pe teritoriul de astăzi al României. Avem și informații istorice. Herodot ne vorbește despre faptul că sciții s-au aflat în conflict cu regele persan Darius I. Și sciții și perșii erau același neam, vorbeau aceeași limbă, numai că sciții nu s-au supus autorității regelui persan, regelui Darius. Și atunci e o serie largă de conflicte între sciți și perși, sunt și în zona Caucazului, Darius vine și trece și în Europa, încearcă să intre în conflict și cu, mă rog, să înfrângă pe sciți. Cert este că sciții vin și pe teritoriul de azi al Daciei, avem urmele ale așezării lor prin intermediul unor cimitire, morminte tumulare, adică movile. Ceea ce e foarte interesant e că în această necropolă scitică, în afară de obiecte de tip scitic, foarte interesant, avem și obiecte de tip grecesc. Iată o amforă din Tasos, un bol. Vreau să vă spun că necropola scitică se datează între secolele 5-4 înainte de Hristos. Vă spun că în nordul Brăilei de astăzi, în situl arheologic de la Brăilița, avem o așezare și o necropolă getică, care e contemporană cu necropola scitică, parțial contemporană cu necropola scitică de la Chiscani. Între ele nu există distanță mai mare de 20 de kilometri, că sunt pe malul Dunării și unele și altele. Nu avem niciun obiect scitic în așezarea de la Brăilița, niciun obiect scitic în necropola scitică de la Chiscani. În schimb, avem obiecte grecești și la sciți și la geți. Iată cum putem vorbi de două comunități contemporane, dar separate. Și atunci încercăm să înțelegem modalitatea de conviețuire între diferitele comunități etnice și în antichitate, nu numai astăzi. Simplu, nu există. Sunt separate, n-au niciun fel de legătură, deși sunt doar 20 de kilometri între ele. Și sunt pe malul Dunării și unii și alții. Foarte interesant, da? Asta înseamnă politică. Da. Aici avem o așezare de pe Valea Siretului, de fapt două așezări de pe Valea Siretului, foarte interesante. Aceasta este așezarea de la Râmnicelu, pe Popină, de fapt este situată la foarte aproape de confluența Buzăului cu Siretu. E o așezare din epoca pietrei, o cultură de la sfârșitul epocii pietrei, se cheamă cultura Cernavoda, e caracterizată printr-o mixtură de ceramică care vine din stepele nordpontice și cu ceramică de tip cucutenian. Acest mod de conviețuire între păstorii din stepele nordpontice și civilizația cucuteniană se regăsește și în sudul Moldovei și în zona Buzăului. Această mixtură cucuteni târziu cu păstorii din stepele nordpontice, această cultură arheologică se datează în prima jumătate a mileniului 4 înainte de Hristos. Ea survine imediat după dispariția culturii Gumenița. Foarte probabil este cauza dispariției așezărilor Gumenița din Câmpia Română. Facem un mic ocol pe după coloană și aici avem pe malul Siretului, foarte aproape de Brăila, Popina de la Siliștea, de fapt e mai aproape de satul Muchea. Este o așezare, pe această popină avem o așezare de la începutul epocii fierului, o cultură arheologică răspândită iarăși pe un spațiu foarte larg
În Dobrogea, în Bulgaria de astăzi, e cultura sau complexul cultural Babadag, Pșenicevo. E foarte interesant aici la Siliștea, ar fi cam cel mai nord-estic punct de răspândire al acestei culturi. Legat de cultura Babadag, e de fapt introducerea metalurgiei fierului pe teritoriul de astăzi al României. Nu întâmplător, prima epocă a fierului se numește Hallstatt, a doua epocă a fierului se cheamă Laten, după două denumiri la două situri importante, Hallstatt în Austria, Laten e în vest, mai la vest. Înainte de a trece în ultima sală a expoziției de arheologie preistorică și antică, aș dori să vorbesc următoarele vitrine pe care vă invit să le vedeți. Conțin obiecte care se datează începând cu secolul 3 după Hristos până în secolul 10 după Hristos. După cum mulți dintre noi știm și probabil știți și dumneavoastră, romanii n-au cucerit întregul teritoriu al Daciei. De altfel, județul Brăila n-a făcut niciodată parte, sau câmpia Brăila n-a făcut niciodată parte din Imperiul Roman. Romanii aveau interesul, au cucerit Dobrogea la sfârșitul secolului I înainte de Hristos, au întărit Dobrogea și au cucerit capete de pod în stânga Dunării, în zone unde aveau interesul să-și dezvolte puterea și să apere provincia Moesia Inferior, Dobrogea de astăzi. Ceea ce e foarte interesant, pe romani a interesat să apere confluența Dunării cu Siretul și cu Prutul, și pe de altă parte a interesat să aibă cale liberă către posesiunile lor, către Dacia intracarpatică, către provincia Dacia. Și atunci ei au cucerit teritoriul de la nord de Brăila, Galațiu de astăzi, unde au așezare, castru, la Barboș, au construit și un val, valul de la Traiantul Lucești, care înconjoară Galațiu, și au cucerit și teritorii la nord de Dunăre, în Bugeacul de astăzi, în sudul Basarabiei, care acum se află la Ucraina, e vorba de Cartal și Ismail. Și iată, dintr-o dată, romanii au creat în stânga Dunării, fie în nord-est, fie în nord și nord-est, pe Dunăre și Siret, au creat aceste posesiuni și nu i-a interesat câmpia română nu i-a interesat. Lucru foarte interesant, cum spune fostul nostru coleg, domnul Valeriu Sârbu, care a analizat descoperirile din câmpia română din această perioadă, romanii s-au folosit și de soldați pe care i-au angajat. Și aceștia sunt de neam străin, sunt sarmații. Sarmații sunt în zona de câmpie pe care romanii nu o stăpânesc efectiv, nu o administrează efectiv, dar pe care o controlează prin intermediul sarmaților. Iar în câmpia Brăilei sunt numeroase morminte de sarmați aflate și la Brăila, și în jurul Brăilei, și pe malul, pe Valea Călmățuirului, dar și pe Valea Buzăului. Practic, pe drumurile de legătură dintre Dobrogea și colțul sud-estic al Transilvaniei, adică către zona unde romanii aveau provincii. Și putem vedea obiecte descoperite în morminte sarmatice. Acestea sunt descoperite de la Lișcoteanca, Chiscani, Mohreanu, foarte interesante, sunt obiecte tipice pentru sarmați, acele mărgele, acel vârf de săgeată, dar și, iată, un obiect din metal, care de fapt o cheie, care e romană. Care e mormântat? Da, s-a mormântat cu ea. O ceașcă care este carpică,
carpii sunt populația din... Romanii n-au stăpânit nici Moldova. Iar în vremea stăpânirii romane în Dacia, în afara provinciei romane Dacia, în Moldova de astăzi, se dezvoltă o civilizație în conexiune cu Imperiul, cu civilizația romană, cultura sau civilizația carpică sau a dacilor liberi. Și avem importuri carpice în morminte sarmatice. Acelea sunt obiectele, borcanele tipic sarmatice. Uitați-le acelea de acolo. Da. După retragerea romanilor din Dacia, din provincia Dacia, pe teritoriul de astăzi al României, și nu numai, chiar și mai la răsărit, coboară triburile germane, cele mai vechi triburi germanice, goți. Și între romani și goți există un condominium, adică fiecare stăpâne ajung la un echilibru politic și militar. Romanii stăpânesc până la Dunăre, goții dincolo de Dunăre. Bine, în timpul stăpânirii goților, pe teritoriul de astăzi al României, ia naștere o cultură arheologică cu totul specială, care se cheamă cultura Sântana de Mureș-Cerneahov și care are, spre deosebire de perioada sarmatică, unde nu găsim așezări, găsim doar morminte, în perioada aceasta a secolelor 4-5, găsim așezări, necropole și de incinerație și de inhumație, și așezări mari, bogate, cu obiecte și gotice și romane și produse locale. E bine, acest echilibru dintre romani și goți este distrus de fapt, echilibrul Europei în secolul V, este practic bulversat de marea invazie a hunilor, care vin ca un tăvălug și strică tot echilibrul din Europa. Acestea sunt obiecte descoperite în morminte, aparținând culturii Sântana de Mureș-Cerneahov de pe teritoriul Câmpiei Brăilei. Obiectele pe care le vedeți sunt obiecte tipic romane. Da? Aici la fel, tot Sântana de Mureș-Cerneahov cu olărie. Până în momentul de față nu s-au întreprins cercetări în așezări Sântana de Mureș-Cerneahov pe teritoriul Câmpiei Brăilei. Am identificat în jurul localităților Bordei Verde și pe teritoriul comunei Bordei Verde și pe teritoriul comunei Romanu, am identificat urme de așezare, dar nu sunt efectiv cercetate ca să putem vorbi. Ce s-au cercetat sunt aceste morminte. Aceste vase pe care le vedeți expuse în această vitrină aparțin unei culturi arheologice deosebit de interesante. Ea se datează între secolele 8 și 10 după Hristos. Este cultura Dridu, cultura arheologică Dridu sau cultura veche românească. Obiectele pe care le vedeți sunt urne funerare, sunt urne de incinerație, cu prilejul lucrărilor la podul suspendat peste Dunăre. De fapt, la drumul, căile de acces către podul suspendat peste Dunăre, eu și colegii mei am cercetat o necropolă Dridu, chiar la Brăilița, la nordul municipiului, și pot să vă spun că aceste vase erau ca acestea, pline cu urme de... cu oase arse. Și cercetările antropologice, mă referi colegilor de Institutul de Arheologie din București, antropologilor de acolo, să cerceteze acele oase, iar rezultatele sunt impresionante. Cel care a cercetat, antropologul Gabriel Vasile, mi-a dat câteva, cred că le-a și publicat, câteva informații foarte interesante. Oasele arse, așa cum se exprima antropologul, sunt arse crude. Asta înseamnă că foarte rapid după ce
s-a produs moartea, defunctul era incinerat. Foarte rapid. Cercetările lor arată că, măsurând cantitatea de oase incinerate, au ajuns la concluzia că ele ar proveni de la mai mult de un defunct. Pentru că oasele umane incinerate au o anumită cantitate și când i-au găsit într-o urnă 5 kg de oase incinerate, asta înseamnă că erau mai mult decât un individ. Sigur, e greu să poți să spui pe oase calcinate, să spui dacă e femeie, dacă e bărbat, uneori poți spune, dacă e tânăr, dacă există această, da, mă rog, se poate găsi în bibliografii. Ceea ce e foarte interesant, ceea ce vreau să vă spun e că aceste vase sunt urne funerare. Discuția e foarte, foarte aprinsă în istoriografia românească. Cultura Dridu este cea mai veche civilizație românească. Este evident, o recunosc inclusiv izvoarele istorice. Vorbim despre această perioadă, vorbim la nord de Dunăre despre Valahi. Această cultură arheologică ia naștere în Europa înainte de revenirea Bizanțului la Dunăre. Puterea Imperiului Roman de răsărit pierde teritoriile sud-dunărene în urma invaziilor avarilor și a slavilor. Apoi vin și bulgarii, se formează țaratul bulgar, primul țarat bulgar. Țaratul bulgar intră sub influența politică și culturală a Imperiului Bizantin. Țarii bulgari sunt creștinați, adoptă creștinismul de tip ortodox. Dar există acest conflict între Imperiul Bizantin și Imperiul Bulgar, primul țarat bulgar. Ori, Bizanțul niciodată nu s-a împăcat cu pierderea teritoriilor cucerirea teritoriului de către țaratul bulgar. Și dinastia macedoneană, mai întâi Ioan Tzimiscis, apoi Vasile al II-lea, reușesc să înfrângă, să distrugă primul țarat bulgar și revin la Dunăre. În secolul XI, imediat după anul 1000, în jurul anului 1000, Imperiul Bizantin revine la Dunăre. E bine, revenirea Bizanțului la Dunăre înseamnă aport de civilizație, alte influențe, alte structuri, datorită raporturilor cu Bizanțul, nu numai economice, și politice, și militare. Societatea românească evoluează către Evul Mediu, foarte serios. Dar, de fapt, ce vreau să subliniez este că, deși această civilizație, această cultură arheologică este clar atribuită românilor și în istorie se vorbește despre cea mai veche civilizație românească, cultura Dridu, vorbim de incinerație. Ori incinerația nu e un rit funerar creștin. Știm cu toții că un creștin care se incinerează nu este însoțit de preot. Creștinismul și incinerarea se opun. Creștinismul are ca rit funerar înhumarea. Și atunci, problema este, erau români? Erau. Erau creștini? Nu. Adică nu toți, pentru că sunt și zone cu creștine, pentru că avem și martirologe, avem și descoperiri arheologice, dar nu trebuie să exagerăm. Adică avem zone în care există păgâni și zone în care există creștini. Avem o instituție, biserică instituționalizată în Dobrogea, care are sub influența sa teritoriul din stânga Dunării. În schimb, avem și populație păgână. De aceea, creștinismul se răspândește definitiv cuceritor în stânga Dunării după anul 1000. Deci asta este problema și e o întreagă discuție. Bun. Începând cu această sală în care vă invit și până când veți ieși din Muzeul Brăilei, mă rog, din secția istorie, arheologie și istorie, veți vedea doar obiecte descoperite pe teritoriul de astăzi al municipiului Brăila. Și haideți să începem cu acel panou. Și sus, în medalionul de sus, puteți vedea actuala hartă a municipiului Brăila. Și puteți vedea în zona centrală,
semicerc, în zona centrală, este orașul medieval, iar vechiul oraș medieval Brăila este și un sit arheologic, clasat și ca monument istoric, este orașul medieval sau vatra veche a orașului Brăila, iar în partea de nord, pe stânga Dunării, puteți vedea, e situl de la Brăilița. De fapt, pe terasa înaltă, de la confluența Siretului cu Dunărea, este cea mai veche așezare umană de pe teritoriul de astăzi al Brăilei, cunoscut sub situl arheologic de la Brăiliță și care începe de la 4700 și se sfârșește după invazia tătară. Adică 1000 și cu încă 5000, vreo 6000 de ani de locuire neîntreruptă în partea de nord, apoi, începând cu secolul 13, așezarea umană se mută pe teritoriul de astăzi al orașului Brăila și de aceea orașul medieval Brăila ia naștere. Noi acum suntem practic în centrul orașului medieval și orașului modern totodată, că de altfel orașul a luat naștere în jurul acestei piețe din centru, astăzi se cheamă Piața Traian, inclusiv orașul medieval. În Evul Mediu, biserica pe care o să o vedeți când ieșiți din muzeu, este o biserică destul de veche. Cele mai vechi urme de urme de construcții ale acestei biserici, mă refer la peretele nordic, se datează în secolul 14. Adică odată cu întemerea orașului, cu recunoașterea orașului, secolul 14. Iar în jurul bisericii nu am descoperit decât morminte, fie creștine, fie musulmane. Pentru că biserica, după cucerirea otomană, a devenit loc de închinăciune musulman. Iată de ce acest teritoriu, acest loc, a fost piață. Vorbind de orașul medieval, piața centrală este legată de piața Poligon. De același lucru aveți și la Brașov, și la Sibiu, și la Timișoara. Aveți o piață mare, Timișoara, Piața Mare, Piața Maria, la Brașov, Piața Sfatului, Piața Mare, Piața Mică, la Sibiu la fel. Iată că și Brăila, ca un oraș medieval care se respectă, are o piață mare și o piață mică. Dar haideți să revenim la Brăila preistorică și antică. Puteți să vedeți răspândirea acestor nuclee de locuire de-a lungul terasei Dunării, cu centru aflat în punctul numit Brăilița, Vadul Catagaței. Astăzi, în acel loc se află un cartier de blocuri Anele și în acel loc este centrul așezării antice și preistorice și antice. Acolo este locul. Eu au un fost pinten de terasă. Astăzi nu mai există. Pintenul de terasă a fost distrus de cele două cărămidării care au existat în Brăila la sfârșitul secolului XIX și de cursul secolului XX. Extrăgeau lutul, lăsul din acest mare pinten de terasă care a transformat în cărămizi, țigle, în material de construcție. Situl a fost descoperit întâmplător în 1955 de Nicolae Harțuche, care a fost trimis de la București, la Brăila, să creeze un muzeu memorial, Muzeul Memorial Hristo Botev. Hristo Botev, eroul de Revoluție de Liberare Bulgare, care a început la Brăila, și Nicolae Harțuche, venind la Brăila, se plimbă pe marginea orașului, fiind arheolog de meserie, a înțeles că acolo e un sit cu totul și cu totul de special, face primele cercetări arheologice, sunt cercetări arheologice de salvare, înțelege cât de important este situl și până în 1976 face săpături serioase și descoperă vestigii din toate perioadele, din toate culturile, toate civilizațiile, începând cu 4700 de, înainte de Hristos până la anul 1000 după Hristos. Și de aceea, când înființează muzeul Hristo Botev din Brăila, îl denumește Muzeu Memorial și de Arheologie. Și atunci a luat naștere secția Arheologie a Muzeului Brăilei. Apoi, de fapt, mai există și ceva piese în colecția de arheologie donate de un mare colecționar, farmacistul Paul Bălcănescu, dar 90% din obiectele colecției, din colecția de arheologie a Muzeului Brăilei au intrat în colecțiile noastre în urma cercetărilor arheologice întreprinse de arheologii în aceste instituții. Succesiunea cronologică este aceeași. Cultura Boian, puteți vedea vase
ceramica excizată, gumelnița. Foarte interesante sunt, e numărul foarte mare de vârfuri de lân și de săgeată, care atestă o activitate războinică serioasă. Ceramică pictată, iată și importuri cucuteniene, da, pe care le vedeți, sunt foarte apropiate. Vasele tipice perioadei finale a culturii gumelnița. Aceste scoici au fost descoperite în locuință, în interiorul unei locuințe. Se mai și văd urmele de pereți, da, prăbușiți, ceea ce înseamnă că două lucruri, că oamenii consumau scoici, unu, doi, scoicile trăiesc doar în ape mici, fie în lacuri, fie în ape lincurgătoare, care sunt calde, au apă caldă și nu sunt foarte repezi. Ceea ce înseamnă că mediul nu era ca cel de astăzi, adică Dunărea curge vijelios, diguită, prinsă între diguri, ci erau canale, privaluri, o baltă care se întindea la marginea sitului. Foarte interesante sunt și acele oase. Acele sunt oase de pește, de somn și de crap. Analizate de colegii de la Valentin Radu, colegul Valentin Radu de la Muzeul Național de Istoria României, care este ichteolog, mi-a spus că provin de la exemplare de peste 100 de kilograme. Problema e în felul următor. Cum? Exact. Adică nu aveau undițe, ci erau specializați, aveau bărci, aveau harpoane, aveau plase, știau, și să nu uităm că totuși peștii migrează. Există o migrație de primăvară și o migrație de toamnă. Asta înseamnă că trebuie să știi mediu, asta înseamnă că erau și lacuri adânci, și cursuri de ape repezi. Iată ce însemna Dunărea la Brăila, altceva decât este acum. Este acum, da? Iată, din nou, obiecte foarte interesante, pintaderele. Aceste obiecte pe care le vedeți sunt falii, adică reprezentări antropomorfe masculine, ca și coarnele de consecrație, vase cu totul specială, picturi cu grafit. Aceasta este cultura gumelnița către finalul ei. După cultura gumelnița, așa cum am vorbit la Râmnicelul despre cultura Cernavodă, avem de-a face cu o necropolă din perioada de tranziție de la epoca pietrei la epoca bronzului. Multe morminte, aceea este o reprezentare grafică, plantopografic de fapt, plantopo al mormintelor din necropola de la Brăilița și care sunt de la sfârșitul epocii pietrei, cultura Cernavodă, începutul epocii, până la începutul epocii, inclusiv obiecte din epoca bronzului. Sunt obiecte descoperite de peste tot. Vin din Caucaz, vin și din Anatolia și din Grecia, ceea ce înseamnă că această populație de păstori nomazi, pe care noi îi numim indo-europeni, au făcut legătura între teritorii foarte, foarte îndepărtate. Și au găsit și aici aveau un punct de strategic și aici la Brăila. Pandantivele sunt din marmură, care vine din Grecia, mărgele din scoică spondilus, care trăiește exclusiv în Egeea. Iată aceste vase speciale, ascos, un vas de tip ascos, acești ascoi, acela negru este tipic troian. Vine de la Troia, iată migrația, legăturile, circulau. Din nou, iată, dovadă că erau războinici foarte multe buzdugane, foarte multe măciuci. De fapt, sunt buzdugane, pandantive din scoică spondilus. După, la Brăilița avem și epoca bronzului, iată. Sunt obiecte din epoca bronzului, acestea aparțin civilizației epocii, perioade târzie a epocii bronzului, cultura coslogeni, cultura babadac de la începutul epocii fierului și avem și o așezare și o necropolă getică foarte interesantă.
obiectele pe care le vedeți expuse în vitrină, acestea sunt urne funerare, sunt descoperite în necropolă, sunt urne de incinerație, putem vedea că sunt fie vase getice, clar, getice, borcane, dar sunt și vase grecești. Uitați-vă, acea amforă a fost spartă și a fost folosită pe post de urnă funerară. O altă situație, la Brăilița, în așezarea getică de la Brăilița, s-a găsit o cantitate enormă, enormă de ceramică grecească, de fapt elenistică. Dacă o analizăm, proporția ar fi de 1 la 1. Acum, problema e în felul următor. Așezarea era grecească sau era getică? Necropola arată că era getică. În așezare avem foarte multă marfă grecească și care vine de peste tot, din toată lumea greacă și din Marea Neagră și din Marea Egee. Puteți vedea pe ștampilele de amforă care arată zona de origine, de proveniență a acestor amfore. Și atunci, răspunsul e simplu, e o așezare getică și un imporium grecesc, adică aici, pe Dunăre, grecii au făcut un emporium, un loc, un antrepozit. Au venit sau au conviețuit cu autohtonii, au un antrepozit și de aici se răspundeau peste tot în interiorul câmpiei Brăilei și mai sus, pe Siret, se răspundeau obiectele grecești. Așezarea și necropola de la Brăilița dispar în secolul 1, înainte de Hristos. Ele dispar. Discuții sunt. De ce dispar? Foarte probabil din motive politice. Unii dintre arheologi și istorici pun pe seama expansiunii puterii lui Burebista în afara arcului carpatic. Și atunci unii care nu l-au recunoscut pe rege au fost reduși la tăcere. Foarte probabil că acesta era... Pe de altă parte, în aceeași perioadă apare și se dezvoltă cetatea și getică de la Barboși. Iată cum, nu numai în epoca modernă, în evul mediu, în epoca modernă, vedem acest balans între Brăila și Galații de astăzi. S-a purtat, da. Bine, orașul medieval Galați apare mult mai târziu, după ce turcii ocupă Brăila și Moldova nu mai are altă soluție și atunci moldovenii își creează propriul lor port la Dunăre, Galații. Periplul nostru s-a încheiat, periplul prin preistorie și antichitate, prin preistoria și epoca preistorică și antică de pe teritoriul Brăilei. O să vină colega mea să vă conducă prin orașul medieval Brăila și prin orașul modern Brăila. Mulțumim pentru emisiunea aceasta. Și eu vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Următoarea incursiune este tot la Muzeul Brăilei Carol I, de data aceasta la secția orașului medieval Brăila, cu doamna Niculina Dinu. Enjoy! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit la Muzeul Brăilei Carol I. Suntem în partea secției medievale. Pornim de la documente și de la tot ceea ce înseamnă numele Brăila în istorie și în cronologia țării românești. Mă numesc Niculina Dinu, sunt muzeograf la Muzeul Brăilei Carol I și specializarea mea este istorie otomană. Cel mai important și cu ceea ce începem noi pe lângă o parte din perioada Antichității târzii și a evului mediu timpuriu și ceea ce este cel mai important este momentul în care numele de Brăila apare într-un document istoric. Avem aici
Un facsimil este o copie, de fapt, a celebrului document al lui Vladislav Vlaicu dat negustorilor brașoveni, care veneau la Dunăre să-și vândă marfa, să facă schimb de produse cu ceilalți veniți din alte părți. Pe calea Dunării, pe cale terestră, pe zona râurilor din țara românească și nu numai. Și era o zonă foarte importantă și foarte apreciată, nu numai de cei din țara românească, cât și cei din zona Transilvaniei, chiar și regatul maghiar se îngrijește ca această zonă să fie protejată și apărată și cei care fac comerț în acest spațiu să nu fie supărați. Așa spune documentul, să nu fie supărați în negoțul lor. Este foarte importantă zona, pentru că din zona Transilvaniei ne vin obiectele meșteșugărești, obiecte metalice, obiecte de pielărie. Iar de aici se duce materie primă, se duce grâu, se duce pește, foarte important pentru zona catolicilor în momentul în care țin post. Iar taxa aceasta, plus să nu uităm și comerțul cu sare, la fel de important. Că se duce pe Dunăre, că se duce de la Dunăre, se aduce, este foarte important și sunt monopoluri, ca și taxa pentru pește și taxa pentru sare, sunt monopoluri domnești. Și avem aici, mai jos, iarăși un facsimil, pentru că noi nu avem originalele, facsimil cum arată un document comercial, care stipulează ce au dreptul negustorii la Brăila, ce trebuie să primească, să nu fie supărați în desfășurarea activităților, cât taxă li se ia pentru diversele produse, ce încarcă, unde să plătească. Este un loc de vamă. Cei care vin, de exemplu, de la Brașov spre Brăila, nu plătesc vama decât când ajung la Brăila. Niciodată pe parcurs, nimeni nu le pune piedică. Și pentru că o activitate comercială presupune și utilizarea unor monede. Avem un mic tezaur descoperit în satul Maraloiu din județul Brăila. Tezaur monetar Vladislav Vlaicu. Sunt printre primele monede bătute în țara românească, dar activitatea comercială presupune și monedă străină, monedele țărilor vecine, monedă sârbească, monedă maghiară, dar avem și câteva monede de hoardă, cele din bronz. Ca urmare, interesul pentru zonă și al hoardei de aur era vizibil, cel puțin pentru secolul XIV, ca atâta vreme cât hoarda de aur era importantă în zonă și atâta timp cât și regalitatea maghiară încerca să-i oprească din înaintare și din incursiuni. Și ca urmare a zonei de comerț, avem tot felul de descoperiri arheologice de natura vaselor. Vasul este cel mai important pentru o populație sedentară. Frumos colorat, de utilitate, pentru gătit în el, pentru mâncat în el, vase pentru spălat, pentru băut. Orice a însemnat utilizarea ceramicii în viața omului și tot din ceramică avem și sfeșnicele. Cele care se puneau lumânările, dar nu sunt neapărat lumânări din ceară, sunt lumânări din seu de oaie. Pentru că ceara este foarte scumpă și este apanajul celor care au bani. Boierul, clericii aveau posibilitatea să aibă astfel de lumânări, dar cei mai sărași foloseau seu de oaie, ca fiind singurul care imita aspectul cerii și puteau să... Bineînțeles, în momentul în care intrăm sub incidența otomană, vom avea și lampa cu ulei. Aici avem câteva obiecte. Suntem într-o zonă, totuși, în care iarna predomina în acea vreme, era mai friguroasă și atunci soba este un obiect util pentru lumea celor de aici, lumea din Brăila. Avem cahle, fragmente de cahle, cahle mai întregi. Sunt smălțuite, nesmălțuite, rotunde, au diverse forme. Mai puțin se găsesc în săpături, pentru că zona este mult utilizată, mult locuită, pământul se amestecă și atunci obiectele care s-ar păstra în pământ sunt
descoperite fragmentar. Din istoria unui tezaur îngropat în jurul perioadei lui, lui Mihai Viteazu, la sfârșitul secolului al XVI-lea, un tezaur de bijuterii, de podoabe, sunt cercei și nasturi, care au făcut parte, sunt tezaurizate, probabil au aparținut unei persoane care le-a ascuns în jurul anului 1595, în vâltoarea evenimentelor. Uneori mai spun că astfel de tezaure mai pot fi și obiecte furate de cineva și îngropate, da, ca să le ascundă până vine o vreme prielnică să poată să le scoată la iveală și să le valorifice. Pentru că metalul întotdeauna, în orice societate și cultură, a fost argintul și aurul, metalul prețios, este cel care este folosit indiferent de aspectul lui. Importantă este calitatea, cantitatea și nu dacă este monedă, cine a bătut-o, ce valoare a avut moneda la un moment dat. Erau foarte, erau importante pentru cantitatea de argint. Trecând de celebrul an 1538, când se pare că în campania lui Soliman Magnificul, când încerca să-l pedepsească pe Petru Rare și a trecut spre Moldova, a ocupat și Brăila. Nu se știe cu luptă, fără luptă, dar cert este că zona a fost ocupată. Pentru că turcii erau foarte supărați că pe Dunăre existau nave, pentru că, trebuie spus, Brăila are la Dunăre, până la Brăila este Dunărea Maritimă, unde pot intra nave care mergeau, navigau pe Marea Neagră sau chiar pe Mediterana, iar de la Brăila spre porțile de fier, cel puțin, navele trebuiau micșorate, trebuiau, este Dunăre, este zona fluvială a Dunării, acolo unde navele trebuie să fie mai mici ca să nu se nisipeze în bancurile de nisip din apă. Și atunci erau importante, intrau, își descărcau marfa doar la Brăila, eludând ceea ce otomanii considerau a fi dreptul lor de a percepe vamă, pe partea cealaltă a Dunării, la Măcin. Și atunci, odată cu expediția lui Suleiman Magnificul, apare momentul oportun să se ocupe zona și astfel se închide Dunărea pentru partea comercială. Și îi avem pe turci bucuroși că au pus stabilă, iar toate taxele comerciale ajung la ei. Tot ceea ce venea din Mediterana și din Marea Neagră pe post de comerț. Și cum ocupația otomană ține până la 1830, avem ca urmare câteva obiceiuri primite de la ei, câteva obiecte pe care le folosim, o cultură pe care am amestecat-o cu a noastră. E vorba de intrarea cafelei în obiceiurile culinare ale zilei, că așa și începeau boierii și negustorii mai bogați, să zicem așa, o categorie mai bogată, și începeau ziua cu o cafea, o lulea, un ciubuc, așa îi se spunea, adică tutunul, și dulceața. Și paharul de apă, bineînțeles. De ce? Cafeaua se bea amară, fără zahăr, nu exista cultura zahărului în cafea, ea se făcea amară și atunci aveai nevoie și de un substitut, ceva dulce, lingurița de dulceață, care se atașa acestui ritual, era un întreg ritual. Și avem cu dorința de a avea obiecte frumoase, frumos colorate, venite dinspre otomani, dar îi avem și pe otomani care preferau porțelanul chinezesc, observând ei că în ceștile de porțelan chinezesc cafeaua lor stătea mult mai bine. Și atunci, pentru că suntem o zonă otomană, vedem că am descoperit și porțelan chinezesc ca urmare a preferinței, să zic, străinilor veniți aici, care și-au adus din Istanbulul mamă și au adus și ei propriile lor obiecte. Deși vin și cu cele turcești, cum sunt aceste mișcești de cafea, boluri, farfurii, dar preferința lor este totuși spre
partea cealaltă, mult superioară a ceea ce au încercat ei să facă. Și este normal, suntem într-o regiune militară, comercială, dar și militară. Și atunci fumatul printre soldați este des răspândit, chiar și cafea o beau, dar ei sunt militari și atunci avem foarte multe lulele descoperite. Este o caracteristică a unei așezări otomane. Cât de multe lulele sunt utilizate? Pentru că nu toate sunt calitative, se rup în momentul și se sparg în momentul în care se aprinde tutunul în ele și atunci se schimbă. Chiar există în condicile românești venite dinspre Dunăre, cumpărate din zona Bulgariei și cred că și undeva din zona Dobrogei, lulele cu 1000 de bucăți pe post de lulele proaste. Și atunci e normal ca să fie și ieftine și să poți să-ți schimbi luleaua atâta vreme cât ea se distruge. Rămânem la cultura otomană și avem și arme albe folosite de otomani în războaie, e vorba de iatagane. Până în secolul XIX ei au fost o societate cumva conservatoare. De-abia la sfârșitul secolului XVIII se impune modernizarea armatei și schimbarea unor principii în armata otomană și atunci îi vedem puțin mai europenizați. Dar până atunci iataganul era una din armele preferate ale otomanilor. Obiceiul de a decora prezent peste tot, la că e vorba de un vas metalic, cum este castronul, are chiar o dată înscrisă pe el și cred că era 1701, dacă mai țin bine minte. Este un vas decorat, are și inscripție. Aici avem o cișmea, ceea ce însemna cișmeaua pentru religia musulmană și pentru societatea otomană în general, o cișmea la care aveai acces pentru că trebuia să te speli înainte de rugăciune, să speli mâinile și fața, o cișmea pentru că trebuia să fie publică, nu exista un loc închis în care să curgă apa, este pentru toată lumea și așa arătau. Dintr-un perete, dar în care peretele era format ca un stâlp. Sau aveau mult mai multe forme, erau decorate, dar asta este una dintre cișmelele simple, adusă în stil european, pentru că și Europa cu secolul XVIII și XIX și exercită și ea influența în spațiul otoman și otomanii vor să se modernizeze, să schimbe tradiția lor cu tradiția europeană, să devină europenizați. Aici avem, pentru că suntem totuși în Imperiu, dar prigoana contra necredincioșilor nu este decât la nivelul celor care nu se supun regulilor Imperiului, creștinii, în general, au drepturi, pentru că ei sunt cei care plătesc taxe mai mari către statul otoman. Și atunci li se recunoaște practicarea religiei. Bineînțeles, cu niște restricții. Să nu aibă biserică zidită, să fie de lemn. Să nu aibă biserica mai înaltă decât moscheia lor sau mecetul sau ceea ce au ei casă de rugăciune în zonă. Dar puteau să-și practice cultul. Nu însemna că îi persecutau și nu însemna că le impuneau trecerea la islam. Și atunci avem creștini care sunt de limbă greacă, sunt greci care își păstrează în biserică limba și avem cărți scrise în limba greacă, dar avem și cărți scrise în chirilică românească pentru credincioșii români, pentru ortodoxii din zona aceasta. Foarte important pentru sfârșitul de secol XVIII și începutul secolului al XIX este decăderea Imperiului Otoman și faptul că financiar Imperiul este slăbit. Se vede prin câteva tezaure monetare cu monede de sfârșit de secol XVIII și început de XIX în care argintul a devenit mai mult o poleală decât
un metal în sine, în monedă. Da, se vede pentru că sunt monedele, sunt unele dintre ele aproape curățate, argintul se curăță, moneda este mare, este grea, dar nu mai are atâta cantitate de argint cum aveau celelalte. Și asta se vede că Imperiul nu mai este ceea ce a fost odată. Bineînțeles, lumea balcanică ne influențează, avem podoabe de haine, sunt celebrele paftale, îmbrățară, secolul XVIII-XIX, în stilul tradițional, paftale care merg și în zona Europei centrale și de răsărit. Ca schimb cultural, aici avem iarăși o parte din istoria ortodoxiei, e vorba de mănăstirea Măxine, biserica mănăstirii Măxineni, câteva dintre descoperirile de aici, obiecte liturgice, dar și veselă utilizată la, în secolul al XIX-lea de călugări. Un obiect important în această secție, în această secțiune, este covorul de rugăciune de secolul XVIII. Și cum vă spuneam, prezența vestului de data asta în cadrul Imperiului și mai târziu, după Imperiul Otoman, avem câteva dintre descoperiri, dar sunt și parte din colecție vase transilvane și faianță englezească, ca un mix între est și vest în această zonă. Se preferă la un moment dat și faianța, pentru că și Anglia, dar și Franța, dar și Anglia intră pe piața otomană și atunci ajung și în zona țărilor române. Ca urmare a acestui comerț, să zic, destul de agresiv pe care l-au practicat. Aici avem macheta cetății Brăilei, cetății orașului, pentru că el este fortificat, nu se știe. De date despre momentul în care începe să se ridice cetatea Brăilei, cetatea otomană, nu apar în mod cert. Dacă a fost la 1540, ceea ce este sigur este că Brăila nu era cetate până atunci. Era oraș, era târg în care veneau cu schimburi comerciale. Și undeva după 1540, până la sfârșitul secolului al XVI-lea, se ridică o primă cetate, o primă fortificație necesară închiderii Dunării. Din cauza asta a avut o parte a ei a ajungea în malul Dunării. Iar închiderea care se vede aici, cu ultimul zid, a fost făcută la sfârșitul secolului al XVIII-lea și asta s-a datorat războaielor ruso-turce. Ca urmare, pentru că o bună parte din oraș nu era îngrădită, nu era apărată de aceste tipuri de ziduri și era nevoie, pentru că la un moment dat rușii asediază orașul și mare parte a populației suferă pentru că le sunt arse casele în urma bombardamentelor. Și atunci se adoptă ideea de fortificare și a zonei orășenești. La 1828-29, când mai este un episod al războiului ruso-otoman și în care Brăila este asediată aproximativ 6 luni de zile, se spunea, era descris orașul ca fiind format din case din chirpic, din paiantă și din lemn. Construcțiile nu erau din piatră, nu erau din cărămidă, erau construcții cu ceea ce se găsea în zonă, lemn și pământ galben. Și atunci era foarte ușor să le dai foc, să-i asediezi, dar generalul von Moltke, care participase la asediu, spunea că totuși turcii aveau fiecare în casa lui câte un beci, câte o pivniță în care se ascundeau și în care, datorită restului de războaie din anii precedenți, din secolul XVIII, puteau să stea acolo ascunși și să aibă hrană, să reziste unui asediu. Dar totuși faptul că arunci de pe Dunăre
niște ghiulele și dai și peste casele civililor, nu dai numai în cetate, atunci era o problemă, pentru că focul care prinde absolut orice era cel mai mare dușman al locuitorilor. Și sunt câteva zone în care se vede această arsură, acest incendiu pe care l-a avut terenul. Haideți să mergem și la etaj, să vedem o continuare, ceea ce înseamnă Brăila după tratatul de la Adrianopole, după 1830, când marile puteri sunt interesate de această zonă, pentru că e vorba de circulația comercială pe Dunăre. Cât de mult putem să intervenim și să condiționăm Imperiul Otoman să cedeze în favoarea noilor puteri. Suntem după 1830, când Brăila revine la Țara Românească, dar aici intervin marile puteri care erau interesate să dea libertate comerțului de pe Dunăre. Ce erau interesate ca zona să aibă un statut de Porto Franco, adică de liberă trecere și libere taxe vamale ale mărfurilor, iar în zona Brăilei să fie depozite care să primească această marfă și să avem un comerț pe bază de interese. E vorba de Rusia, de Austria, bineînțeles a intervenit și Franța și Marea Britanie și Anglia, așa cum se numea atunci, și interesul lor era să își aducă marfa spre această zonă a Europei de Est. Pentru că altfel rămâneau tot în zona taxelor vamale și a bunului plac al unuia și al altuia, dacă să le primească sau nu produsele. Dar odată cu stabilirea acestui tip de Porto Franco în zonă, orașul începe să se dezvolte. Pentru că sunt comercianții de grâu care vin și tranzacționează cerealele din Țara Românească, tranzacționează poate și din Moldova și aduc aici în depozite cereale care să fie încărcate și duse mai departe pe Dunăre, pe mare, acolo unde erau cerute. Din acest motiv, portul este cel care se dezvoltă foarte mult și odată cu el se dezvoltă și orașul. Pentru că îi avem pe comercianți, îi avem pe cei care vin să se stabilească în oraș de diverse etnii. Puteau să fie greci, puteau să fie francezi. Importanța zonei o dă și faptul că în Brăila se stabilesc consulatele marilor puteri ca urmare a schimbului economic și a nevoii de a intermedia între supușii lor și statul român sau statul otoman diversele probleme care apăreau. Și am avut în câteva zone unde se știa unde a fost consulatul italian, unde a fost consulatul austriac, care pe unde a stat și au ridicat clădiri sau au cumpărat clădiri mai importante. Avem aici o schiță a portului și a zonei de docuri, așa cum a fost el gândit. Angel Salini este cel care le-a proiectat. Și asta arată importanța unor zone de depozitare, unor zone, pentru că, apropo de port și de Dunăre, Dunărea Maritimă nu era în această parte. Brațul navigabil era, de fapt, brațul Măcinului. Este peste actuala insulă mare. Era Dunărea, acum se numește Dunărea Veche. În secolul al XIX-lea, portul este dragat. Este amenajat ca să poată să fie bun pentru acostarea navelor, să fie în deplinătatea acelor parametri necesari pentru navigație. Și Dunărea asta, brațul ăsta nou numit, care făcea parte din Balta Brăilei, este deschis navigației și atunci avem o întreagă geografie care ni se schimbă. Noi am zice acum că, da, și în timpul otomanilor asta este Dunărea navigabilă. Nu, ea este pe vechiul braț al Dunării. Pe acolo circulau navele. Aici era o zonă doar pentru acostare și pentru ambarcațiunile mai mici. Bineînțeles, fiind într-o zonă în care navele vin din diverse colțuri și cu diverse sisteme de măsurătoare, avem și sisteme metrice și sisteme de greutăți folosite în întreaga lume,
că până la utilizarea sistemului universal, cel puțin englezii veneau cu unitățile lor proprii de măsură și atunci, în momentul în care trebuiau înregistrate, trebuiau transformate în sistemul nostru românesc și la noi se face o reformă a lui și se trece spre kilogram, spre lăsând în urmă vechile măsurători tradiționale, strămoșești. Deci să vedem și cum arăta interiorul de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, a ceea ce însemna clasă de mijloc sau burghezie, cum se numea odată. Pornind de la serviciile de masă, de la ceea ce foloseau pentru masa zilnică, pentru masa în care erau musafiri, pentru, iarăși, ținute, pentru doamne, ținută de zi, ținută de seară, ținută de ocazie, diversele evenimente pe care le onorau sau la care erau obligate să participe, pentru că societatea în care trăiai îți impunea anumite standarde, să fii prezentă la un bal dat cu o anumită ocazie, să fii în momentul în care primăria organiza nu știu ce strângere de fonduri sau în funcție fiecare de cercul pe care îl avea și unde vroia să fie văzut și să vadă, să se vadă cu ceilalți. Era o lume bazată pe niște reguli foarte stricte, foarte clare, în care știau când se duceau în vizită, care este ziua în care aveau anumite activități, care era prima zi de ieșit la picnic, de exemplu, mersul în stațiune, cântatul la pian, la pianină. Era un fapt care se învăța încă din școală. Fetele învățau să cânte la pianină, la un instrument dintre ăsta muzical. Bineînțeles că la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, deja am lăsat moda orientală deoparte. Societatea s-a schimbat, a devenit europeană în totalitate. Numai undeva la jumătatea secolului XIX încă îmbinau orientalul cu apuseanul. Și e așa o mixtură între ele, așa de bun augur și de mirarea celorlalți. Domnii, iarăși, o serie întreagă de obiecte pe care le foloseau acasă, în societate, haine de protocol, haine de zi, pălării, iarăși, ca și la doamne, pălăria se asortează evenimentului și perioadei din zi în care este folosită. Niciodată nu te duci la un eveniment de zi cu o pălărie de seară. Și iarăși nu porți jobenul dacă nu este la modă în acea perioadă dimineața. Sau nu folosești o pălărie mai groasă vara. Folosești o pălărie subțire. Deci erau foarte multe cutume dintre astea, foarte multe. Existau tabieturi, perioada de relaxare, de perioada de mers la cafenea, de socializare. Fiecare au o grămadă de obiceiuri. Școala, cea mai importantă din viața oricărui copil din acea perioadă, un copil ai cărui părinți puteau să-și permită să-l trimită la școală, puteau să-l întrețină să ajungă până la liceu, la gimnaziu, cum se numea în acea vreme, și să dea o sumedenie de examene, iar pentru fete care nu trebuiau să fie foarte mult școlite, dar din secolul 20 se începe să se meargă pe tiparul francez, german, de a avea și o meserie fetele și erau acele licee comerciale. Încă suntem în perioada în care liceul este fixat pe sexe. Școală de băieți, școală de fete. Iar fetele în principal aveau obligația să învețe menajul. Lucru manual, să coasă, să brodeze, să țeasă, dacă era cazul, dar mai puțin pentru zona orășenească, să știe să întrețină casa, să facă dulcețuri, mâncăruri. Asta era școala de menaj. Erai învățată cum să ții o casă.
cum să gestionez niște fonduri, că de obicei soția era casnică, nu erau foarte puține femei, erau cele care lucrau în general în zona învățământului, poate în zona medicală, dar mai mult rolul de infirmieră, nu de altceva, și cele mai multe, fiind casnice, trebuiau să știe cum să gestioneze un buget al familiei, poate mai mare, poate mai micuț. Avem o parte din istoria comunităților, pentru că avem o grămadă de comunități care se manifestă ca un corp unitar. Îi avem pe lipoveni, care sunt o entitate închisă ca societate, care lucrează, care se gestionează. Grecii foarte deschiși, foarte prietenoși, o comunitate bulgară care fugea de la sud de Dunăre de teroarea otomană în încercarea de a-și obține independența. Bineînțeles, îi avem și pe evrei moșteniți cumva din Imperiul Otoman, pentru că și ei, ca și creștinii, aveau statut liber, nu sunt supuși niciunei persecuții, și atunci ei erau negustorii care au venit aici să se așeze, negustori și meșteșugari, pentru că erau buni lucrători. Și avem și pe ei în această, în acest mozaic al comunităților. Un episod care se leagă de Brăila este războiul de independență, ceea ce noi numim războiul de independență, ultimul război ruso-otoman. La 1878-1879 România deja intra în război împotriva Imperiului Otoman. De ce? Pentru că în Constituția, cred că de la 1873, Imperiul Otoman a scris că România, principatul țărilor române, este vasal Imperiului Otoman. Cumva otomanii dintotdeauna ne-au considerat o posesiune otomană, dar necucerită în stilul legii islamice, adică nu au cucerit teritoriul efectiv și și-au impus moscheile, că atunci era teritoriul cucerit prin armă, ci l-au considerat stat vasal, chiar și după unire, asta au făcut, și atunci România se vede nevoită să intre în război pentru a-și câștiga independența și pentru a întregi cumva spațiul românesc și cu Dobrogea. Și aici avem unul dintre episoadele, bineînțeles, armata română trece și pe la Brăila, trece Dunărea în Dobrogea, în momentul înaintării sale, iar unul dintre episoadele războiului este că o navă turcească aflată în zona Măcinului, pe brațul Măcinului, încerca să bombardeze. Asta era ca un obicei. În momentul în care începe o bătălie, Brăila este bombardată de pe navele aflate pe Dunăre. Și a încercat să amenințe cumva zona, au știu că trec și armatele pe aici. Avem un mic monitor românesc care la lăsarea serii găsește nava undeva în zona Măcinului, pe brațul Măcinului, și reușește să o distrugă trăgându-i sub linia de plutire și scufundând-o. Și avem câteva obiecte descoperite de pe această navă în momentul în care s-a dragat Dunărea. Resturi din navă au fost găsite și aici avem obiectele care aparțineau marinarilor, comandantului probabil. Bineînțeles, e ceva fascinant să vezi, este navă de mare aceasta otomană și cam câți marinari aveau pe ea, polonicul și supiera. Supiera este pentru pilaf, pentru ceaunul cu pilaf, care amestecau și pe urmă îl puneau într-o tavă, că ei îl servesc de pe tăvi. Acum nu știu sigur dacă mâncatul pilafului, supa este individuală pentru fiecare, supă, ciorbă este de fapt. Așa, dar pilaful se mânca la comun de pe aceeași tavă, cu mâna.
Nu se mănâncă nici cu lingura, nici cu furculița, că nu intrase în obicei. Era tot un efect al comunității otomane, al musulmanilor. Dar sunt foarte spectaculoase, așa, în momentul în care vizitatorul le vede într-o vitrină și vede dita mai obiectul și este și greu, nu numai... că nu este de asta de recuzită să fie ușurel. Adică niște bucătari trudeau la niște ceaoane foarte mari. Rămâneam cu curiozitatea cum făceau focul pe navă ca să încălzească. Butelia cu gaz s-a inventat mult mai târziu. Și atunci e foarte interesant cum găteau, mai ales turcii care au vetre, sobe închise. Sunt foarte interesant de văzut. Ce este mai interesant? Avem o lume muzicală, o lume care își dorește aparate muzicale, începând de la celebra cutie muzicală de la flașnetă, până la orgă, aparatură dintre asta mecanică, să zic, strămoșii casetofonului, strămoșii CD playerului, un harmoniu cu burduf, cântau nu știu câte melodii, nu știu ce fel de melodii erau, cât îi ajutau pe cei care dădeau din clape să scoată o melodie. Sunt foarte greu de înțeles pentru noi acum ceea ce lor li se părea ceva simplu. Altfel, vezi obiectele și te întrebi ce sunet scoate, ce melodie putea avea când... Știi că dacă nu ești un maestru al pianului sau al pianinei, nu ai ce să cânți, nu ai cum să cânți. Da, flașneta o mai înțelegem, mai avem cutii muzicale, mai știm cum cântă, nu trebuie să acționăm în vreun fel specific, dar aici, ca și orga, haideți să vă arăt orga, că interiorul este interesant, ele nu mai funcționează. Din păcate, în momentul în care au ajuns la muzeu, starea lor de conservare nu era atât de bună. Și atunci astea le-au afectat mecanismele. Și aici aveau o serie întreagă de manete, de manivele, le întorceai, care cum le învârți, o întreagă știință. Deci este și spectaculos decorat, o formă de dulap. Și bineînțeles că ajungem la celebru gramofon, care era nelipsit, ajunge să fie nelipsit, cum și pianul sau pianina este nelipsit din casele care se doresc a fi reprezentative, a fi la un nivel social mai sus. Ajungem și la gramofon, patefonul, foarte des folosit pentru serate muzicale. Nu mai cânți la pian, nu mai cânți cu vocea, pui câte o placă dintre asta cu marile voci ale vremii, cu muzică la modă pentru acea perioadă și era o serată dată într-o anumită zi, într-o anumită perioadă. Decorații pentru că fiecare perioadă a războiului, că a fost războiul de independență, că a fost primul război mondial sau al doilea război mondial, România își comemora, își cinstea eroii cu medalii. La momentul războiului, cu medalii comemorative. Bineînțeles, medalii și brevete însoțite. Se organizau baluri, serbări. Da, este caporal Mușat, este parte din impresia, din povestea războiului. Aici avem o donație, Nedel cu Chercea, câteva din... E vorba de un important... om al urbei care a lăsat orașului
A făcut donații către elevii care nu aveau bani să-și continue învățătura, dar aveau rezultate bune, deci a sprijinit orașul în diverse acțiuni și a donat mare parte a averii sale către oraș. Este un obicei ca un om care se ridică în acest oraș sau vine în oraș și se ridică și capătă o anumită avere, bogăție, să cedeze o parte societății, să facă niște acte de caritate. Înființa o societate pentru copiii orfani care aveau rezultate la învățătură și nu puteau continua studiile, să le permită să primească burse. În Zestrea, fete sărace să se poată mărita, Zestrea fiind baza societății din acea perioadă. Femeia nu avea un serviciu, nu are o slujbă plătită în cazul în care nu lucra. Așa. Și atunci Zestrea aceea aveau un anumit statut în societate, în cadrul familiei soțului. A primit ceva. Și astea sunt câteva dintre obiectele pe care familia le-a recuperat, pentru că au o poveste tristă post 1945 și sunt câteva dintre obiectele și în momentul în care ți se face o donație, ea se păstrează la un moment dat într-o anumită zonă a muzeului, pentru că este donația, așa, astea sunt regulile donației, să fie expusă, pentru asta se dau către un muzeu obiectele, să fie expuse, nu puse undeva într-un depozit. Deci cam asta a fost incursiunea noastră în partea medievală, modernă, aproape de contemporaneitate, din istoria muzeului și a orașului, pentru că suntem înscriși în jurul lui, a evenimentelor din perioada aceea, a obiectelor care au fost folosite atunci. Mulțumim tare mult! Cu plăcere! Vă mai așteptăm! Mergem mai departe și ajungem la secția memoriale din cadrul Muzeului Brăilei Carol I, unde avem onoarea să discutăm cu distinsul profesor, domnul Popa Valentin. Enjoy! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Valentin Popa, mă numesc, muzeograf aici la Muzeul Brăilei, secția memoriale. Și acum suntem aici în secția memoriale, o secție destul de dezvoltată, pentru că și ăsta e specificul orașului Brăila, a dat mari personalități, da, pe care noi le respectăm și le prezentăm vizitatorilor. Iată, Ana Aslan este una dintre personalitățile cele mai cunoscute, născută în Brăila în 1897. Și a devenit mare medic, savant în domeniul acesta al tratamentului îmbătrânirii, nu? Și aici avem piese de mobilier din proprietatea doamnei Aslan, inclusiv tablourile au aparținut dumneai ei. Iată chipul micuței Ana, la vreo 7-8 ani, nu? După cum arată, nu știu exact, când a fost făcut tabloul acesta, dar cam așa pare. Acolo sunt medalii pe care le-a primit savantul Ana Aslan din toată lumea, din centre academice, de la personalități care au beneficiat de serviciile de tratament pe care le-a oferit. Iată și piesa aceasta de mobilier foarte simpatică. Un gust deosebit a dovedit Ana Aslan în alegerea pieselor de mobilier și de îmbrăcăminte. În partea cealaltă avem îmbrăcămintea pe care a folosit-o. Și oglinzele sunt splendide, nu? Da. Sigur că da. Poftiți! Mulțumesc.
Deci aici avem dulapurile acelea, sunt originale, astea nu sunt aduse pentru adăpostia aceste piese vestimentare. Și mai vedeți pe aici în vitrină, au aparținut Doamnei și ne-au fost oferite de Institutul Ana Aslan din București, care a rămas cam fără spațiu. Și atunci a trebuit să evacueze bunurile, ne le-a trimis nouă și sigur ne bucurăm că le-am primit. Iată, iarăși piese foarte drăguțe. Și aici, masa asta, obiectele. Cine are timp dintre vizitatori, poate să rămână câteva minute și în fața acestui panou, care prezintă viața și activitatea doamnei Ana Aslan. Aici avem un doctor în economie și în silvicultură, Valeriu Dinu. El nu e născut în Brăila, e născut în județul Brăila, în comuna Bărăganu de astăzi, pe atunci se numea Cioara. După numele unei boieroaice care stăpânea, care avea moșie acolo. El a fost specialist, cum spuneam, în silvicultură, dar și-a dat doctorat și în economie în Germania. Doctoratele și le-a dat în Germania înainte de al doilea război mondial, între cele două războaie, și în perioada dictaturii regale a servit guvernul României în calitate de specialist. Aici avem și expresii ale interesului pentru literatură, pentru că, iată, avem ipostaze ale pădurii în Lirica Românească, o carte scrisă de el și care s-a bucurat de succes, de public și de librărie. Piese care au aparținut. Acolo e un atlas deosebit unde cu mâna lui și-a însemnat comuna Cioara. Uitați aici. Nu mai știu cum scrie, că n-am ochelare la mine. Da, așa e. Da? Cred că ăsta este. Da, da. Da, da, da. Da, e județul Brăila, e comuna sau localitatea Cioara. Oricum, el e născut acolo, dar școala a făcut-o la... și baccalaureatul și l-a dat la liceul din Brăila, liceul Bălcescu. Aici avem un colț al unui istoric, Victor Papa Costea, născut în comuna Viziru, la vreo 40 de kilometri de Brăila. Sigur, toți și-au făcut studiile la liceul Nicolae Bălcescu. În perioada aceea era un singur liceu, frecventat de băieți. Da, fetele, de exemplu, Ana Aslan a făcut un colegiu de domnișoare, nu? Și apoi și-a terminat studiile liceale la București. Aici avem colțul dedicat unui alt savant. Nu merge mai mult. Unui alt savant, Edmond Nicolau, specialist în domeniul ciberneticii. Este unul dintre oamenii de știință care s-au ocupat de informatică, dintre primii din România. Și el este, de fapt, și cel care a înființat Facultatea de Cibernetică de la Academia de Studii Economice și a devenit și decan al acestei facultăți. Are o listă de lucrări publicate foarte, foarte lungă,
cam anul și volumul, poate și câte două volume pe an, în domeniile ciberneticii, dar și în domeniile filozofiei. A fost un gânditor interesant. Anul acesta s-a împlinit 100 de ani de la naștere. Evident, aceste personalități născute aici, în Brăila, s-au afirmat în București. Este normal să se întâmple asta. Acolo au activat și acolo s-au făcut cunoscuți. Intrăm în sala filozofilor. Vasile Băncil în stânga. Un filozof născut în același an și aceeași zi cu Ana Aslan, pe 1 ianuarie 1897. El născut în Brăila, dar copilăria a petrecut-o într-o localitate de la vreo 15 km, Scorțarul Nou. Acolo a învățat și în clasele primare. Și apoi, evident, studii liceale la Bălcescu. S-a afirmat ca un publicist deosebit de activ în perioada interbelică. A scris multe articole și o carte, mai multe cărți, una despre filozoful Constantin Rădulescu Motru și alta despre Lucian Blaga. Lucian Blaga îl prețuia foarte mult, de altfel una din cărțile lui Blaga, Spațiu Mioritic, este, are dedicație specială pentru Vasile Băncilă. În perioada comunistă el a fost prigonit și n-a mai putut să publice, dar a scris. A scris atât de mult încât cel puțin jumătate din volumele acestea, mai mult de jumătate, care au fost editate de editura Muzeului Brăilei, conțin opere scrise în singurătate și în recluziunea domiciliului. El a studiat și a scris pe fișe gândurile lui filozofice, care ulterior au fost așezate în aceste tomuri. Opere postume, care clar au o întindere mult mai mare decât opera Întumă, publicată în perioada interbelică. A fost simpatizant al mișcărilor de dreapta, al legionarilor, și asta l-a costat foarte mult în perioada comunistă. Aici avem o altă personalitate, un alt mare filozof, Anton Dumitriu, născut în 1905, s-a afirmat ca filozof și ca logician. Cărțile lui cele mai cunoscute sunt din domeniul logicii. Iată, Istoria logicii, un volum de vreo 1100 de pagini. Apoi avem Teoria logicii, avem o carte despre rezolvarea paradoxelor logico-matematice. Deci foarte multe lucrări în domeniul logicii, dar și, observați, de la un moment dat a început să publice eseistică filozofică, nu? Astea sunt scoase în timpul vieții. Publicate în perioada comunistă, că și el a făcut pușcărie până în 54,
În 1964 a fost reintegrat. 64, născut în 1905, avea 59 de ani. Mai avea 3 ani până la pensie. Dar a fost reintegrat. Însă din 54, când a ieșit din pușcărie și până în 64, el a rămas fără venituri, practic. Nu? Întreținut de soție. La fel și Vasile Băncilă, din 48, când a fost scos din învățământ, el era profesor la București, la Liceul Mihail Viteazu, când a fost, din 48, când a fost scos din învățământ și până în 59, când a beneficiat de pensie, a trăit din salariul soției, profesoară de franceză la un alt liceu. Deci, iată, oameni care au avut de suferit în perioada comunistă. Cam toți, mai puțin Ana Aslan, care a fost, au avut nevoie și ștabii comuniști de ea, nu? Plus că ea a adus multă valută în țară, prin tratamentele pe care le oferea unor oameni bogați și politicieni din toată lumea și, evident, activiști de-ai noștri. Deci ea a fost susținută, să spunem, de regim. Dar Anton Dumitriu, v-am povestit ce s-a întâmplat, el n-a reușit să publice decât în timpul vieții, nu. N-a publicat decât în niște reviste pe la Cluj, în Steaua, de exemplu. Și apoi s-a publicat după 90 de către editura Istros și de către fica lui, care s-a ocupat de editarea unor opere. Acolo sunt operele apărute la alte edituri aici. Inclusiv cartea despre Lucian Blaga este aici. Lucian Blaga, Energie Românească, da? Am și o carte despre Băncilă, aceasta fiind teză de doctorat, de altfel. Da. Și aici, cum se zice, aici este marele gazetar și filozof și profesor Nae Ionescu. El n-a avut necazuri cu regimul comunist, că a murit în 1940 la 50 de ani. Născut în 1890. Dar a intrat în conflict cu regele Carol al II-lea și în 1938, prin aprilie, a fost arestat și dus în lagăr la Mercurea Ciuc, împreună cu asistentul lui de la catedră, Mircea Eliade. De altfel, el, vă spuneam că a fost un mare profesor de filozofie din moment ce a produs niște filozofi de renume. Mircea Eliade, unul dintre ei, a fost student. Emil Cioran, iarăși, foarte cunoscut, a fost student. Constantin Noica, iarăși, i-a fost student. Băncilă i-a fost și el student în 1919, în primul an de studenție, după care n-a mai lucrat cu Nae Ionescu. Deci, Mircea Vulcănescu. Deci, o întreagă galerie de filozofi români au fost formați de acest geniu al profesoratului, care a fost Nae Ionescu, un foarte bun profesor, dar și un foarte bun gazetar. El a scos o celebră, și a condus o celebră revistă interbelică, Cuvântul se numea. Nu? Aici sunt cărți care au fost editate după 90 de mai multe edituri, dintre care și Istros.
Între aceste cărți, vreo 3 sau 4 volume sunt formate din articolele pe care le-a publicat în Cuvântul și în alte reviste. Acestea sunt niște volume care au fost editate tot așa după 90. Aici avem corespondența cu soția, soția lui fiind Elena Ionescu. O avem aici. Cu care, de fapt, a fost în Germania pentru doctorat, exact în perioada când România a intrat în război. El era, l-a prins în Germania și nemții l-au făcut prizonier de război. Da. Și a rămas acolo până s-a încheiat războiul și a dat doctoratul și s-a întors în țară în 2019. Aici este un tablou, acolo o caricatură, Nae Ionescu, și aici fratele lui Nae Ionescu, Ghebericon, așa își spunea, Ghebericon. A jucat în filmul Ciulinii Bărăganului, l-am văzut în distribuție. Un actor bun. Covoarele sunt din averea, din proprietatea lui Nae Ionescu. Probabil că știți că Nae Ionescu a avut o particularitate. Deși mare filozof și mare profesor de filozofie, el nu a publicat în timpul vieții nicio carte. Tot ce s-a putut citi în perioada respectivă au fost lucrări editate de universitate, de studenți. Nu? Și abia după moartea profesorului, acei intelectuali formați de el, noi ca Vulcănescu, mai puțin Cioran, care era în Franța, s-au ocupat de editarea, s-au format un comitet pentru editarea operelor lui Nae Ionescu și au apărut principalele lui cursuri. Deci cursurile care au fost erau predate sau transformate? Erau predate, dar venea câte un cum să numesc cei care scriu. Grefieri? Nu grefieri, de la Senat venea un adică îmi scapă termenul. Okay. Venea de la Senat cineva, cel care efectiv scria ceea ce îl preda, probabil. Stenograf. Da. Stenograf, stenodactilograf. Da, el stenografia cursurile și pe baza acestor note stenografiate s-au editat în timpul anului universitar pentru uzul studenților aceste cursuri. În formă tipărită, dar nu la editură. Abia în, după 1940-41 studenții lui din Comitetul de Editare a Operelor au trecut la munca de editare corectă, științifică, cu note de subsol, cu tot ce trebuie. Da, eu zic că e suficient pentru... Mulțumim tare mult! Mă bucur că v-am fost de folos, da, și vă urez succes! Mulțumim! Următoarea oprire este la Centrul Diversității Culturale al Muzeului Brăilei Carol I, unde doamna Camelia Cristian, muzeograf și șeful relațiilor publice al Muzeului Brăilei, ne va introduce în spațiul muzeului. Enjoy! Bun venit la Centrul Diversității Culturale al Muzeului Brăilei Carol I. Numele meu este Camelia Cristian. Sunt șefa Serviciului Relații Publice al Muzeului Brăilei Carol I și coordonez acest centru, care a fost înființat în anul 2009 în cadrul unui proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național,
care s-a numit Un grec, doi greci, trei greci, Brăila, un proiect pe care l-am continuat în 2011 cu un al doilea proiect, Greci, evrei, ruși, lipoveni, turci, Brăila. Centrul reconstituie, salvează și promovează fragmente din imaginea Brăilei multietnice de altă dată. Organizăm aici expoziții, expoziții cu obiecte, fotografii, lucrări de artă exclusiv din colecții private, deci nu din colecțiile noastre ale muzeului, cu obiecte de la familii, legate de istorii de familii, cu obiecte, documente din arhive, din arhivele comunităților etnice, din arhive de familii și din arhive din străinătate. Organizăm expoziții și cu alte organizații. Am avut multe expoziții cu, organizate în colaborare cu Asociația Muzeul Jucăriilor din București, cu Teatrul Săndărică. Deci este, să zicem, așa o zonă mai comercială a Muzeului Brăilei Carol I, unde organizăm și ateliere și avem tot felul de proiecte culturale și educaționale cu scopul de a trezi nostalgii și de a atinge un pic sufletul. Cam aceasta este ideea acestui centru. Am demonstrat de-a lungul timpului, deja sunt 12 ani de când înființăm aici, că acest gen de reconstituiri patrimoniale atrag către muzeu, către informația de muzeu și către publicațiile muzeului, pentru că avem și o editură, editura Istros, și alte genuri, deci alt tip de public, un public care în mod obișnuit nu este foarte atras, să zicem așa, de informația istorică sau de informația, alte informații specifice unei instituții muzeale. O să vă dau așa pentru început câteva titluri de expoziții pe care le-am organizat în timp. Unde ești copilărie, călător pe Dunăre și Mare, expoziții legate de comunități, povești în jurul samovarului, rădăcini elene, expoziții legate de nostalgii, cum vă spuneam, școala de altă dată, amintiri și nostalgii. Unde sunt zăpezile de altă dată, parfum de epocă, sunt foarte multe pe care le-am organizat în timp și care au avut succes. Anul acesta a fost un an foarte plin. Am avut în luna martie o expoziție care s-a numit Elinikes Rizes, deci Rădăcini Elene, în colaborare cu comunitatea elenă din Brăila și Uniunea Elenă din România. La vernisaj am avut onoarea de a participa ambasadorul Republicii Elene la București și președintele Uniunii Elene din România. A fost o expoziție în care am expus lucrări de pictură ale unor artiști plastici de origine greacă din Brăila, Jean Andreescu, Gheorghe Andreescu, Marilena Ioanid, Elena Salomea Caloxilos Moraru, Denis Teodorescu, Marius Teodorescu. Cinci dintre ei sunt artiști consacrați, sunt membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. Unul dintre ei este președintele filialei Uniunii Elene din România, Galați. În afară de lucrări de pictură și de tapiserie, am expus atunci carte veche și icoane. O a doua expoziție de anul acesta a fost o expoziție cu totul inedită, organizată în colaborare cu Comunitatea Rușilor Lipoveni Brăila, cu care iarăși avem o colaborare frumoasă. S-a numit Slujitori ai Bisericii de Rit Vechi din Brăila și au fost expuse obiecte de cult din secolele 18-19, absolut inedit, pentru că obiectele expuse, obiecte de cult, au fost foarte valoroase, foarte valoroase și din punct de vedere financiar, ca să zic așa, dar și din punct de vedere spiritual.
O altă, și la această expoziție am avut onoarea de a participa președintele Comunității Rușilor Lipoveni din România. O altă expoziție foarte colorată, am numit-o Noi Sunet și Culoare, tot Comunitatea Rușilor Lipoveni, în cadrul Zilelor Brăilei. Am expus atunci obiecte de port tradițional ale rușilor lipoveni din Brăila și din Jurilovca. Am avut și un partener, Catiușa Design din Jurilovca, și instrumente muzicale. Și am avut aici cinci artiști din comunitate care au cântat la harmoșcă, un instrument care se fabrică în Tula, la fel cum în Rusia, în Tula sunt fabricate de ani samovarele. Foarte frumoasă a fost, foarte frumos a fost acel eveniment. O altă expoziție a fost de Noaptea Muzeelor. Am plecat de la o colecție privată a domnului Valerică Butoi, colecționar din Brăila, și am expus cărți poștale ilustrate și fotografii de epocă. Și a fost așa un mix de mini-expoziții. Din oră în oră a venit fiecare comunitate din Brăila și a expus obiecte pe o temă dată. Asta a fost tema, povește despre Brăila de altă dată. Și au venit comunitatea romilor, care este una dintre cele mai vechi și cea mai numeroasă din județul Brăila, cu meșteșuguri specifice comunității rome. Comunitatea turcă din Brăila, Uniunea Democrată din România, filiar turcă din filiala Brăila. Dânșii au venit cu obiecte de port și obiceiuri de nuntă și cumva am încercat să dăm și așa, să intrăm în atmosfera cetății Brăilei de altă dată, cu zaharicale, cu bragă, cu ambulanțierii, negustorii ambulanți de altă dată. Comunitatea bulgară a venit cu icoane și obiecte de pictură semnate de artistul plastic Nela Constantinescu, la fel membru al UAP filiala Brăila, și au povestit despre clădiri de patrimoniu și clădiri care au legătură cu istoria comunității bulgare de la Brăila. Comunitatea bulgară de la Brăila s-a așezat aici în două valuri, după 1830, deci după eliberarea cetății de către turci, și un al doilea val după 1940, după ce Rusia, URSS-ul de fapt, a ocupat Basarabia, mulți bulgari din Bugeac s-au așezat și la Brăila. Și s-a povestit despre Hotel Sankt Petersburg, unde se adunau liderii de altă dată ai emigrației bulgare, pentru că la Brăila conexiunile sau activitățile, în general comunitatea bulgară, rememorează personalitatea poetului Hristo Botev, poetul național al Bulgariei, pentru că aici la Brăila s-a înființat Societatea Literară Bulgară. O altă comunitate a urmat tot de Noaptea Muzeelor, comunitatea rușilor lipoveni. Dânsii au venit cu povești despre Pisc. Piscul este un cartier al orașului Brăila de astăzi. Atunci când au venit ei după 1819 și s-au așezat în zonă, era un sat la marginea Brăilei, un teren mocirlos la marginea orașului. Acolo și-au construit case, au lucrat pământul, au făcut bărci, cam asta au fost ocupațiile rușilor lipoveni la începuturi, tăiau gheață din Dunăre și o vindeau, lucrau în construcții.
și-au păstrat unele meserii și meșteșuguri de altă dată. Nu se mai construiesc bărci la Brăila, dar mai fac unelte de pescuit și am avut de noaptea muzeelor, deși au venit cu un pescar care a povestit despre pescuit și despre împletitul plaselor de pește. Au venit cu o doamnă care face zbornic. Zbornicele sunt obiecte de port pe care le poartă femeile rușilor lipoveni, un obiect de port obligatoriu în vestimentația lor. Și au mai venit cu o doamnă cu țesături și alte obiecte pe care le realizează. Cea mai urmată? A urmat comunitatea greacă, la care oricum aveam aici expoziție și cu rădăcini elene, inclusiv cu spart de farfurii în fața muzeului, pentru că fiecare comunitate a venit și cu un program artistic. A venit comunitatea evreilor. La Brăila a fost o comunitate foarte numeroasă de evrei. Într-o vreme erau 9, după alți autori 10 lăcașe de cult, din care din păcate a rămas un singur lăcaș de cult, un templu coral. Comunitatea evreilor a fost foarte numeroasă la Brăila și au construit mult, la fel și grecii. Foarte multe, nu știu dacă ați mai fost la Brăila sau dacă ați avut vreme să vă plimbați prin centrul istoric, foarte multe clădiri din centrul istoric sunt legate de comunitățile etnice. Fiecare comunitate și-a construit biserică, aici în față este, în fața muzeului, este Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Aceasta este o biserică ortodoxă și a fost inițial biserică ortodoxă, dar în perioada cetății a funcționat ca lăcaș de rugăciune turcesc. Și la interior, dacă o să vizitați, mai sunt elemente care amintesc, elemente orientale, care amintesc de acea perioadă în care veneau musulmanii și se rugau aici, în perioadă foarte îndelungată. Brăila a fost sub administrare otomană. În apropiere se văd turlele de aici, este Biserica Greacă din Brăila, un lăcaș absolut recomandat de vizitat. Ați vizitat, a fost restaurat de curând, este cea mai mare biserică greacă din sud-estul Europei și a fost construită de comunitatea greacă de la Brăila între 1863-1872, în stil rococo, cu o turlă orientală foarte frumoasă la interior și foarte de suflet pentru comunitatea extrem de numeroasă de greci de la Brăila de atunci. Au rămas și acum destul de mult și foarte activ și foarte prietenii ai muzeului. În spatele, să spunem, clădirii foarte aproape de aici este Catedrala Mitropolitană de rit vechi a rușilor lipoveni. Este locul în care sunt hirotonisiți preoții din întreaga lume, preoții rușilor lipoveni. În afară de această catedrală, aflată la un minut de aici, mai sunt 3 biserici în Pisc. Vă spuneam de Pisc, de zona în care trăiesc foarte mulți ruși lipoveni. Acolo sunt 2 biserici cu preot și o biserică fără preot, Cisovnaia. Foarte aproape, pe strada Galați, de partea cealaltă a clădirii în care ne aflăm, fostul hotel francez al orașului, se află Biserica Armeană, construită de comunitatea armeană de la Brăila. Acum trăiesc foarte puțini armeni la Brăila și și-au păstrat foarte puține obiceiuri, dar și armenii, o comunitate bogată în o anume perioadă a istoriei orașului. Mulți dintre ei erau comercianți, mulți dintre ei erau medici, arhitecți. Vis-a-vis de Biserica Armeană este Biserica Catolică, construită de comunitatea italiană de la Brăila. Templul Coral este foarte aproape pe strada Regale, spunem noi, strada Mihai Eminescu de astăzi. Pe vremuri, ulița Târgului,
cu prevălii, ulița Târgului s-a numit în fel și chip și Regala o lungă perioadă și în memoria brăilenilor care au o vârstă, Regala a rămas. Era strada principală, principala stradă comercială a orașului și foarte multe prăvălii purtau nume străine, inclusiv evreiești, inclusiv grecești. În apropiere este teatrul construit de greci, clădirea de familia Ralis. În spatele hotelului Traian este centrul cultural Nicăpetre, pe care sunt sigur că îl vizitați pentru că este o clădire administrată de Muzeul Brăilei Carol I. Este vechea casă Embiricos a orașului, locuință de armator, poate una dintre cele mai, cred că este cea mai frumoasă după teatru probabil, a clădire a orașului. Familia Embiricos este una dintre familiile celebre legată de istoria navigației grecești de la Brăila. Familia Embiricos avea la vremea aceea transoceanic, adică vapor de pasageri de lux care mergea de la Constanța la New York. Deci vorbeam despre strălucirea de altă dată a orașului Brăila, care a fost principalul port al țării. Și dacă răsfoim, avem pe masă aici albumul Brăila Modernă și dacă răsfoim un pic acest album, vedem cât de frumoasă era Brăila altă dată. Și spunea profesorul Ion Simionescu la 1925, Brăila fără Dunăre era un oraș oarecare și așa este, pentru că Brăila își datorează strălucirea, prosperitatea de altădată Dunării. Și tot Dunărea a făcut ca multe seminții de alte, deci neamuri din alte țări să vină și să se stabilească aici. Și armatorii greci au venit pe Dunăre și cerealele de la Brăila plecau de aici către alte țări, tot pe calea apei. Brăila a avut norocul ca Dunărea și adâncimea Dunării la Brăila să permită navelor maritime să ajungă până aici. Acesta a fost norocul nostru de demult. Nu știu dacă am pomenit toate comunitățile, sunt atât de multe de spus despre comunitățile etnice încât greu mi este să sintetizez. Vă recomand foarte mult să vizitați orașul, pentru că centrul istoric poartă amprenta etniilor. Sunt foarte multe locuințe de armatori greci în zona, exact în zona în care ne aflăm. Sunt foarte multe locuințe care au fost construite de evrei. Sunt foarte multe clădiri legate de personalități ale orașului și multe dintre personalități au fost de origine grecească sau de origine evreiască și lista este extrem de lungă. Să depășim un pic acest moment cu această expoziție Povești despre Brăila de altă dată. În afară de asta am mai avut tot felul de mini-expoziții, pentru că aici avem ateliere. Derulăm foarte mult, organizăm tot felul de ateliere cu artiști plastici prieteni. Atelier de ceramică, deci am avut atelier de mărțișoare, atelier de, vedeți acolo pe vitrină, ceramică, sunt reconstituirea unor obiecte din secția de arheologie realizate aici de copii sau de tineri sub coordonarea unui artist plastic Lucian Constantin. Pe vară am avut ateliere de sticlă și s-au realizat acel gen de pandantive. În primăvară am avut atelier de smee, este o tradiție specifică comunității grecești. În lunea curată, deci prima zi de post al Paștelui, grecii înalță smee. Am avut atelier de măști, pentru că, la fel, grecii au carnavalul. Am avut atelier de lumânări pentru noaptea de înviere, tot o tradiție grecească.
Copiii grecilor primesc de la nași sau de la părinți lumânări, dar împodobite, foarte, foarte frumos, n-am expuse aici, cu un alt artist, Elena Salomea Caloxilos Moraru. Avem atelier de colaj textil cu Marilena Ioanid, în general artiști de origine greacă. Atelier de globuri, vedeți și pe masă câteva realizate de, și de tineri, și de copii, și de adulți. Avem tot felul de întâlniri cu șah, vedeți șah pe masă, pentru că diseară din nou este atelier de șah. Am avut anul acesta 48 de întâlniri și 4 turnee cu șah. În fața muzeului, pe vreme de vară, tot felul de evenimente în aer liber, lindy hop, tango. Și deci activități adresate diferitelor categorii de public, de public țintă. Sunt seniorii care vin, avem o colecție serioasă de muzică clasică și avem aici și o bibliotecă. Unele cărți sunt apărute la editura Istros a Muzeului Brăilei Carol I, altele sunt legate de comunitățile etnice, albume de artă și nu numai. Și vin, ascultă muzică clasică sau nu neapărat clasică și pot să răsfoiască gratuit cărțile apărute la noi sau cărțile din biblioteca noastră. Avem o colaborare foarte bună și cu comunitățile etnice, dar și cu alte instituții și asociații din Brăila și din țară. Și acum să revenim la expoziția care este acum aici. Este o expoziție cu radiouri. Radiouri de la 1925, cele mai vechi sunt pe partea aceasta. Cel micuț de pe vitrina înaltă este cel mai vechi, 1925. Este un radio din Germania. Este o colecție privată, nu sunt ale muzeului, un colecționar, inginer Nicușor Popoacă, are această pasiune, are mult mai multe radiouri, eu le-am ales așa pe gustul meu și cumva să, în primul rând și ca valoare, ca vechime, dar și să fie fățoase, asta a fost, să zic, asta au fost criteriile. Cele mai vechi sunt acelea. Până la 1965 avem, 1925-1965, inclusiv lămpi, unul dintre radiouri se poate întoarce cu spatele ca să vedem cum arăta un radio la interior. Cei mici sunt curioși și mirați pentru că multe dintre obiectele acestea, dintre piesele, componente sunt mai mari decât un telefon mobil de astăzi. Acesta este un radio rusesc. Multe dintre radiourile de aici sunt în stare de funcționare. Unul singur este românesc, acela din vitrina aceea. În rest sunt din diverse țări, diverse, da, acela este românesc. Diverse țări și diverse materiale, vedeți că unele sunt din lemn. Altele, acela este portabil, nu numai acela, și culmea este că multe dintre ele sunt în stare de funcționare. Câteodată sâmbătă, domnul colecționar, care este extrem de pasionat, vine și mai face aici niște întâlniri cu elevi, cu copii și le arată cum funcționează aceste radiouri. Iar noi am completat odată, deci am completat cu o fotoexpoziție această expoziție de obiecte. Sunt reclame de la diverse firme și o serie de panouri care ne povestesc despre istoria radioului. Radio în România se ascultă de la 1925, de fapt, dar în primii ani nu se asculta Radio România pentru că nu exista. Se ascultau posturi străine și chiar la început acolo am pus un extras dintr-un ziar de la 1927 din Constanța. Mi-a plăcut foarte mult. Povestește jurnalistul respectiv despre
o casă din Constanța, unde exista un difuzor, un hot parlor, cum se numea pe vremea aceea, la exterior, se asculta Radio Constantinopol și la ora 17, când începea să emită acel post de radio, se adunau în jurul casei respective turcoaice, armeni și ascultau ce se difuza la Radio Constantinopol, Radio Istanbul, și se minunau cum pot asculta ei vocile artiștilor, Merime, ce erau artiștii în vogă la vremea respectivă. Se ascultau posturi din Germania, posturi din Franța, din alte țări. Prima voce care s-a auzit la Radio România a fost vocea lui Dragomir Hurmuzescu, domnul mustăcios de acolo. Era profesor la electrotehnică, a fost unul dintre inițiatorii, cei care au militat foarte mult, au promovat, militat e cam ciudat cuvântul, au promovat foarte mult această nouă invenție, această cutie vorbitoare, ca așa îi spunea lumea la vremea respectivă. Și a reușit să, alături de alte personalități ale vremii, să înființeze Radioul Românesc. A fost primul director al radiodifuziunii, iar alături este prima clădire a radioului, care era pe strada General Berthelot. Foarte rapid au fost, după 3 luni, de fapt, 2 luni și jumătate, s-au introdus, în afară de știri și muzică ce se asculta la vremea aceea, jazz, s-au introdus emisiunile pentru copii și o vedem aici pe Titela Halke. A fost doamna Tanti Radio, îi se spunea pe vremea aceea, care a condus emisiunile pentru copii mai bine de 14 ani. Am selectat așa doar câte ceva, pentru că nu ne permitea spațiu să povestim mai mult despre istoria radioului, dar există pe internet o arhivă de istorie orală a radioului care este extrem de interesantă pentru cine este pasionat. Îl vedem pe Octavian Cotescu, prima poveste înregistrată pentru copii. A fost cu vocea actorului Octavian Cotescu. Noapte bună, copii, au ascultat generații și acum se ascultă la Radio România. Prima poveste transmisă a fost, de fapt, o înregistrare mai veche, de pe o placă, cu vocea lui Mihail Sadoveanu, poveste de Ion Creangă. Dar prima poveste înregistrată special pentru Radio România a fost cu vocea lui Octavian Cotescu. Stroie și Vasilache, un evreu și un român, umoriștii de altă dată, cuplete, cei de bunicii noștri, și amintesc cu mare drag, pentru că așteptau această emisiune, ceva cu Stroie și Vasilache, cuplete fine. Și a urmat toți actorii mari pe rând au înregistrat pentru emisiunile de umor ale radioului. Sus de tot vedem echipa României de fotbal de la 1933 la Balcaniadă. A fost primul meci de fotbal din care s-au difuzat atunci doar ultimele 5 minute. A învins România. În anul următor, 1934, s-a transmis la Radio România un meci întreg. Primii 3 comentatori de fotbal au fost ofițeri de cavalerie: Gheorghe Tari, Radu Vasilescu și Felix Țopescu, tatăl lui Cristian Țopescu. Și acum trecem acolo, în imagine este celebrul Ion Ghițulescu. Eu am crescut cu vocea lui în casă, asculta tata fotbal la radio. Și cei care avem o vârstă, mă rog, celor care avem o vârstă, ne este foarte familiară vocea dânsului. Deja aici sunt brăilenii care au colaborat la Radio România. Aici este Perpesicius, bănuiesc că o să mergeți și la Casa Memorială Perpesicius ca să faceți o înregistrare. Este tot administrată de Muzeul Brăilei Carol I. A fost primul critic literar al radioului pentru foarte mulți ani.
și a fost și conferențiar la Universitatea Radio, alături de nume foarte mari ale culturii românești. O vedem pe Maria Filotti, teatrul nostru poartă numele Mariei Filotti, actriță născută la Batogu, de origine greacă, Perpesicius, de origine greacă, din nou, cu origini în Ianina. Maria Filotti, la fel, a fost actriță, a fost directoare de teatru în București, a fost profesor la Institutul de Artă Teatrală, o personalitate a vremii care a jucat pe marile scene ale lumii. Prima piesă de teatru transmisă la Radio România a avut în distribuție pe Maria Filotti și pe Roman Bulfinski, s-a numit Ce știa, satul de Vealjan. Alături, domnul frumos este fiul Mariei Filotti cu prințul Ion Cantacuzino. Era medic cu studii în străinătate, în Franța, dar extrem de pasionat de cinematografie și de teatru, trăise în acest mediu. Și prima cronică de artă cinematografică a fost condusă de el. Aici sunt vechii șansonetiști de altă dată, Jean Moscopol, Cristian Vasile, amândoi brăileni, la fel, un grec și un român. Au înregistrat pentru toate casele de discuri posibile la vremea aceea, erau adulați de public, cântau în restaurantele de altă dată. Ambii născuți la Brăila, Jean Moscopol a cântat o vreme la Biserica Greacă, a studiat la Societatea Lira, pe vremea când Societatea Lira avea un alt sediu. A fost o vreme funcționar la Casa Empiricos, despre care vă spuneam mai devreme, astăzi Centrul Cultural Nică Petre. A lucrat o vreme ca funcționar la Banca Crisovelloni din București. Banca Crisovelloni a avut un sediu chiar aici vis-a-vis și la Brăila, o altă personalitate. L-am avut pe urmașul familiei Crisovelloni, domnul Jean Crisovelloni, într-un an invitat la o zi a Greciei și ne povestea despre istoria familiei. Doamna Jeana Andreescu, artistul plastic de origine greacă, despre care vă spuneam că a avut expoziții aici, este nepoata lui Jean Moscopol și ne povestea că la 1947, Jean Moscopol a fost nevoit să plece din țară. Pe lângă faptul că interpreta romanțe, mă rog, ce se asculta pe vremea aceea, spune epigrame la minut și asta cumva nu a fost pe gustul regimului deja instaurat în România și a fost nevoit să fugă cu ajutorul actriței Elvira Popescu în Franța și ulterior în Germania și a trăit mulți ani apoi la New York. A fost unul dintre primii corespondenți ai radioului Europa Liberă și familia a aflat de moartea dânsului tot de la Radio Europa Liberă, pentru că ani de zile nu au mai putut comunica, erau anii de comunism în care nu era posibil acest lucru. Cristian Vasile, sunt atât de multe povești despre Cristian Vasile și a lui Zarază, care s-au tot vehiculat, unele reale, unele Dumnezeu știe, numai el ar putea să ne spună care este realitatea. Filme și alte tot felul de povești, de romane au fost scrise pornind de la istoria, nu știu cât de reală, a vieții lui Cristian Vasile. Aici nu prea are nevoie de prezentare, este marele Mihail Sebastian, scriitorul Mihail Sebastian, cu care ne mândrim că este brăilean, de origine evreiască, foarte multe personalități de origine evreiască și de origine grecească a dat Brăila. Aici este o copie după niște pagini dintr-un manuscris de 12 file care se află în arhiva Radio România. Prima lui conferință la radio care s-a numit Povești cu Brăila. A scris romane,
le știm cu toții, a scris un jurnal celebru. Am extras la intrare acolo, din jurnalul său, tot ce am găsit legat de radio. Acesta a fost cuvântul cheie. Și ce am extras acolo sunt vreo pagini, sunt ca niște flash-uri care reflectă exact ce se asculta la radio în perioada, în anii de război, în perioada aceea și cu foarte mult antisemitism. Era pasionat de muzică clasică și asculta la toate posturile străine posibile muzică clasică, dar asculta știri, asculta comunicate, diverse personaje celebre legate de războiul. Sunt numite acolo în jurnal și cumva înțelegem ce a însemnat radio în acea, ce a însemnat nu numai pentru Sebastian, pentru oameni în perioada aceea, o sursă de știri și nu numai, și un escape, ca să zic așa, o ieșire din urâtul zilei, pentru că era război, pentru că era o perioadă cu mult antisemitism și o perioadă neagră din istoria țării noastre. La un moment dat notează că și-a luat un Philips cu 4 lămpi. La un moment dat notează că a trebuit să predea radioul pentru că fiind evreu, evreii la un moment dat au fost obligați să predea radio și proprietățile, dar și radio. E foarte, foarte interesant acest extras din acele secvențe din jurnalul lui. Aici, regele Mihai și declarația de la 23 august 1944, care a fost un moment de cotitură pentru țara noastră, dar și pentru istoria radioului. Și aici este Lulu Ionescu, Vasile Ionescu, avocat, cel care conducea radio, care a condus radiodifuziunea, radioul românesc în anii de război, este cel care a asigurat în condiții foarte vitrege înregistrarea acelei proclamații. Imediat după citirea acelei proclamații, știm cu toții că România a ieșit din război de lângă Germania, a urmat bombardamente în București, clădirea aceea a fost distrusă, mulți din radio au murit, multe echipamente distruse, dar totuși radioul a emis în continuare de la alte stații din țară și din locuințe ale unor ofițeri, cumva oamenii au continuat să fie informați. În perioada comunistă n-am ales decât Radio Vacanța, pentru că pentru generația mea cel puțin e, să spunem, una dintre amintirile foarte frumoase. Așteptam când eram în liceu cu sufletul la gură vara ca să citesc și ca să ascult Radio Vacanța, pentru că în perioada comunistă nu prea aveam unde să ascultăm muzică bună, muzică cum se transmitea la Radio Vacanța. Emitea de la Mamaia și era o emisiune de propagandă, pentru de promovare, ca să zicem așa, a țării noastre pentru turiștii străini și culmea este că se accepta difuzarea unui alt gen sau unor alte genuri de muzică pe care nu aveam unde să le ascultăm în perioada comunistă. Și la Radio Vacanța o altă brăileancă, o să o numesc, nu este în acea imagine, doamna Maria Denis Teodoru, o doamnă tot de origine greacă, mi-a fost prietenă, din păcate nu mai este, de anul trecut, fost jurnalist ani întregi la Radio România și acum în ultimii ani era jurnalistul acreditat pentru Casa Regală. Dânsa a avut, să zicem, începuturile carierei sale la Radio Vacanța. Cam așa cu expoziția aceasta, vă las să vă uitați mai cu atenție la aceste radiouri. Astăzi avem șah, mai peste câteva zile ne așteaptă un atelier cu comunitatea greacă, cu globuri, cu sărbători și eu o să povestesc despre sărbătorile de iarnă la comunitățile etnice. Avem acolo și păpuși.
De fapt, nu avem numai păpuși, numai păpușile sunt puse acum la vedere, pentru că avem mulți copiluți care vin aici și ne vizitează. Avem o campanie, obiectul meu de la muzeu, început anul acesta și practic tot ce vedeți acolo este dăruit. Ni le-au dăruit diversi brăileni. Sperăm să primim și să dăm o nouă viață unor obiecte care nu mai fac trebuință familiilor, nu numai jucării ne-am dorit, ci și obiecte de tot felul și am și primit și alt gen de obiecte. În general mă interesează, cel puțin pe mine la secția mea, obiecte legate de universul familiei și de universul copilăriei. Obiecte care acum zac prin sertare, prin șifoniere, prin vechi cufere, noi le conservăm și le expunem. Nu numai permanent, poate în expoziții temporare, în funcție de ce va da Dumnezeu să primim de la brăile. Deocamdată mulți ne-au dăruit păpuși pentru că primul obiect primit a fost o păpușă și cam asta s-a înțeles. Pe parcurs au înțeles că ne dorim și altceva. Încercăm să creez și o colecție a Centrului Diversității. Așa au mai fost donații, dar au fost donații de obiecte foarte, foarte valoroase, cum este la Casa Embiricos, tot de la o familie de greci cu care am corespondat, pentru că corespondăm foarte mult și cu brăileni din diaspora, cu urmașii ai brăilenilor din diaspora. Atunci când am început cu centrul, în cadrul proiectului am făcut un interviu extrem de amplu. Au fost 60 de calupuri de întrebări pe care le-am difuzat și către comunitățile. De fapt, au fost 6 tipuri de chestionare, cam pe același tipic, dar cumva l-am adaptat către specificul fiecărei comunități. Și l-am trimis nu numai la brăileni din Brăila, prin comunitățile etnice, ci și la brăileni pe forumuri. A fost așa o promovare, ca să zic, extrem de agresivă la momentul respectiv. Și mi-au răspuns mulți din diaspora, mulți din Grecia, mulți din diaspora, brăileni, greci sau urmași ai grecilor din Brăila. Pe urmă am continuat cu greci, evrei, ruși, lipoveni, turci, Brăila și a ieșit și volumul 2. Ambele sunt pe pagina muzeului, www.muzeulbrăilei-carol-i, la secțiunea relații publice, pentru că eu sunt șefa serviciului relații publice, Centrul Diversității Culturale. Acolo sunt publicațiile online, ambele cărți pot fi citite în limba română, ele au apărut și în limba engleză la un moment dat. Și conțin și câteva studii istorice, și ceva dicționare de personalități, dar grosul acestor volume sunt răspunsuri cizelate, evident, la chestionarele mele. Și am aflat atât de multe informații inedite despre Brăila, ne-au trimis multe fotografii legate de familia lor, dar legate și de Brăila de altă dată. Am vibrat și așa la fiecare descoperire, la fiecare cuvânt primit, fiecare imagine primită. A fost așa o nebunie. Nu mi-am închipuit că o să iasă chiar 2 cărți. Și în timp încercăm să continuăm și să păstrăm mereu legătura cu cei și cu cei din diaspora, pentru că mulți dintre ei sunt foarte atașați, au rămas cu nostalgia orașului, unii dintre ei nici nu au reușit să vadă Brăila vreodată. Știu că au avut părinții, au plecat părinții de aici sau bunicii de aici, corespondenți cu unii dintre ei. Iar atunci când am înființat acest centru, am avut finanțare și de la AFCN, dar am avut și doi sponsori. Un sponsor principal, domnul Constantin Tsoukalidis, brăilean plecat de ani de zile în Grecia, era la momentul respectiv președintele Camerei de Comerțe Leno-Române
nu-l cunoșteam, nu ne văzuse, ne-a sponsorizat. Și un alt domn care are un restaurant în Berlin și care a trecut un pic prin Brăila și ne-a lăsat niște bani. Un domn la fel cu care nu comunicasem niciodată, dar care își amintea cu mare drag, ne-a răspuns și la chestionar, și amintea de, cu mare drag de copilăria de la Brăila, de morile grecești, de hurubele prin care se jucau când erau mici, pentru că asta e Brăila, are farmecul acesta și oriental și multietnic. Asta a fost norocul orașului de altă dată, cumva atenuat în vremurile acestea. Dar se mai fac sarailii la Brăila, se mai face borș de pește în comunitățile de rușii poveni, se mai grecii sărbătoresc au păstrat diverse tradiții, încă se sparg farfurii la Brăila. Comunitatea turcă, la fel, are evenimente, există un cimitir al eroului turc la Brăila. Sunt atât de multe de spus încât nu știu ce să mai zic. Ar fi frumos să vizitați și bisericile lor, templu coral la comunitatea evrească. În curând este Hanuca la evrei, nu știu cât stați în Brăila. Peste câteva zile este Hanuca, e o sărbătoare specifică și nu știu, aveți posibilitatea să gustați ceva făcut de ei. Brăila, aceasta e Brăila, o multiculturalitate, o îngemânare de culturi și un patrimoniu pe care încercăm să îl păstrăm și să-l promovăm pentru că merită. Mulțumim! Mulțumim.